țapând într-un cui de cioară. Și de-a dracu' ce eram, scoteam cioc-o afară. M-am născut într-un salcând într-un cui de cioară. Și de-a dracu' ce eram, scoteam cioc-o afară. Hai da hopa, țupa, țupa, puișorii stau deasupra și așteaptă seara ca să vină cioara. Hai da hopa, țupa, țupa, puișorii stau deasupra și așteaptă seara ca să vină cioara. Different prices. Make your choice. Upgrade your drop. Take your bonus you see on the screen and get the best for less. Fair odds for everyone. Open cases on GG Drop. Use the code to boost your balance. Salutare bereșanilor cu 2 sau 3 HP, vă salut cu mult respect. În continuare răcit, eu am crezut că marți, da, după ce am terminat live-ul, am zis că bă frate, fac și eu un live, le arăt oamenilor că sunt răciți și până, nu știu, vineri, sâmbătă, când o să fie turneul, îmi revin și eu, da, ce credeți, starea de sănătate cumva s-a agravat și mai tare decât a fost marți. Și da, e ok, niciun fel de problemă. Salutare FKL, bună la Lisuca mea, mersi frumos de strike, e super de treabă. Bună Panciu, bună Alex Puiu, salut Vlad Cristian Stămătoiu, salutare tuturor. Astăzi e o zi mare întrucât încă nu s-au adăugat stickerele de la Major. O să dăm două viewer pass-uri cadou pentru voi ca să aveți timp să le puneți. Mi se pare că până mâine sau până duminică o să le puteți pune acele predicții. Și ne uităm dacă le-am pus și eu bine. Bună Țeapă, bună, bună Red, dragi, pup, e full turnamentul ăla, ești nebun. Da, din păcate este full concursul de 1 vs 1. Dar mâine între orele 11.55 și 12.25, da, o să fie check-in-ul. Și dacă o să fie persoane care nu o să-și dea check-in, practic o să fie afară date din concurs și vă puteți înscrie. Mama, abia vorbesc să mă bată, mama, să-mi rubă, frate. Mamă, tot am uitat și ți-e să dau ăsta. Scuză-mă, brother, uite, acum îți dau, șefule, că am uitat, bro, sărăcii, iartă-mă și pe mine. Pace acolo, membru de 21 de luni, let's go! Mamă, cum vei da PES-ul? Păi o să vă dau banii, gen, să vi băgați în Steam și să vă cumpărați PES-ul. Așa o să procedăm. Așa o să dăm noi PES-ul astăzi. De preferat ar fi să vă cumpărați PES-ul și să-mi dați poză. Acum că vreți, nu știu, să vă cumpărați un skin de banii aia sau să vă luați ceva de mâncare, na, nu știu, vedem. Te pup, Dodo, te pup, vă pup pe toți. Băi, nu cred că arăt în cel mai rău caz sau în cea mai, nu sunt în cea mai rea postură în momentul de față. Atâta că abia am voce, îmi vine să tușez, îmi vine să strănut. Dar suntem aici cu ce eu cu pregătit în cană de asta de Crăciun. Eu că sunt vibe-ul Crăciunului, în vibe-ul sărbătorilor de iarnă și cu multe medicamente, siropuri. Și nu doresc, deci chiar nu doresc nimănui. Sau gift card prin Steam, exact, pot să vă dau gift card de 10 euro prin Steam. Și mai bine Z. Uite, eu m-am gândit să vă dau ori PaySafe card-ul, ori PayPal, ori Revolut, nu știu, vedem, facem să fie bine. Da, și cei care aveți PES-ul puteți participa și ori puteți să-l dați mai departe, ori, nu știu, vă dau banii genul loc de PES. Practic o să fie 10 euro de căciulă, un giveaway de 20 de euro.
așa pe spate. Bun, astăzi, guys, o să ne jucăm împreună, facem un opening pe GG Drop. Ne uităm peste pichemuri, dar vreau să mă ajutați pentru că eu le-am pus în mare parte la show în episodul pe care l-am postat ieri. By the way, aveți toate regulile concursului pentru cele două pesuri în descrierea acestui stream. Așa că let's go, două secunde să iau și eu codul de la roată de pe GG Drop de astăzi, că nu l-am mai băgat de câteva zile. Și skin, nu știu, ce vreți voi? Ideea e că facem cum vreți voi, nu știu. Habar n-am, cum vă e vouă mai ok? A plecat din păcate și la aia de la GG Drop, managerul nostru, a venit altul, cam cu nasul pe sus băiatul, dar mă rog, în fine nu contește. De ce nu merg like-urile? Nu știu ce nu merg like-urile, dar mă rog. Salut, salut tuturor, Flame Wolf acolo, țeapă, mersi mult de prezență încă o dată tuturor. Am început bine stream-ul ăsta, a zis Amia că îmi dă strike, că nu i-am pus Instagram-ul în descriere, by the way, i-am face majoritatea thumbnail-urilor. Din ultima vreme, vezi că se pricepe chiar foarte bine. Eu nu pot intra la concurs că am cumpărat codul și nu merge face it up. Băi, îmi pare rău, dar am văzut că oricum e full. Dar nu vă speriați pentru că o să mai fie locuri, pentru că nu cred că toți 128 de oameni care au intrat o să, cum îi spune, o să își dea check-in. Eu zic că din aceștia 128, măcar 10 o să uite de concursul de mâine și toate cele. Sunt convins. De asta mâine intrați, pentru că o să fie premii în felul următor. O să fie pentru locul 1 câștigătorul turneului un mouse wireless de la SteelSeries Xerox 5, așa, de 600 de lei. Locul 2, un Deagle Print Stream de 50 de dolari sau de 250 de lei aproape. Și locul 3, nimica. Dar o să mai dăm un premiu pentru cei prezenți pe live, adică așa, o să dăm un USP Print Stream de 40 de euro. Deci, practic, o să aibă de câștigat, o să fie un stream foarte mare. Și dacă o să iasă bine, o să fie foarte multe like-uri, foarte multe, mă rog, multe persoane pe stream. O să mai facem încă un turneu de ziua mea cu premii și mai multe. Dar asta în funcție de ce rezultate strângem la stream-ul pe care îl face mâine. Cum pot câștiga vreun bilet? Trebuie doar să faci regulile din descriere, foarte simple și gratuite. Bună Adiță, bună tuturor. Ai acolo cu like-urile, guys, că suntem pe energie. Avem 3 HP, abia am voce, vine să tușesc în continuu. În continuu, dar asta nu contează și nu ne oprește din a... Da, și ultima picătură de energie pe care o avem acum prezentă. Da, dăm și drumul la stream pe TikTok. Ia să vedem cu vere gratis, plus încă sunt răcit. Ia să vedem aici dacă ne strângem și pe TikTok mai mult, să vină băieții să ne dea like-uri acolo pe YouTube, tată, că e greu. Că au plecat notificările, sunt curios, voi ați primit notificare sau n-ați primit notificare, guys? Chiar sunt foarte curios, bun. Ne punem să formăm aici la cutia asta de 39, unde s-au dat foarte multe mănuși și cuțite. Nu uitați că în continuare e tombola de pe luna martie, vă spune și de-aia botul acolo, în care trebuie să depozitați minim $1 cu codul Vereș. Aveți ca termen toată luna martie, pe 31 facem extragerea și sunt 10 skin-uri de 100 de euro puse la bătaie. Deci e foarte, foarte bine. Bun. Joci pe server astăzi? Da, o să jucăm și pe server astăzi, sigur că da, o să ne jucăm împreună, broadere. Uite, vă spune și Naibotul acolo, participă la turneul de CS2. E bine că doar eu cu Naibotul interacționez în chat-ul ăsta. Singur om după pământ care face live pe YouTube și interacționează cu boții. Cu boții, cu Naibotul, adică. Care sunt ăia care ce-au luat mănuși din cuțite? Bă, măi, Zed, sunt pe aici pe grupul de pe Discord. Stai că ne încercăm să ne uităm, dar să nu se vadă vreun Sharpie. Uite, îl avem pe băiatul ăsta care i-au picat mănuși. Așa. Și îl mai avem pe Joan. Mai sunt mai multe persoane, am primit și pe Instagram, dar nu stau să caut acum, că ar fi banal să stau să caut. Mai bine face ceva frumos. Dar, na, din moment ce arăt, adică, uite, Joan. Lui Joan i-au picat, uite, i-au picat cuțitele din Fireplace. Mersi mult la Risuca, mi-a de cadou, te iubesc. Așa, și i-au picat și mănușile, tu, uite, gen la o zi distanță. Și asta e foarte, foarte tare, brother. Adică a fost norocos, Joan. Nu trebuie să depozitați nimica, nu. Asta cu depozitarea pe GG Drop este o altă tombolă. Avem aici 10 skin-uri în inventar. Uite, 10 skin-uri pentru cei care depozitează pe toată întreaga lună martie, minimul $1 cu codul Vereș. Vă duceți la refil aici, băgați promo codul Vereș, foarte important. La finalul lunii primesc lista cu persoanele care au depozitat. Minimul este $1 și puteți și cu skin-uri cu mai multe. Dacă vreți mai mult, primiți bonus mai mult din partea codului meu. Larisa, intră să te văd și pe tine. Nu vrea să intre Elena pentru că, cum să spun, este îmbrăciți, suntem morți amândoi, cadavre direct. Avem 3 HP la propriu, 3 viață avem din 100 viață. Bună Ștefania Rogojinaru, bună Motan, vă salut pe toți. Ai acolo, mă frate, cu like-urile că sunt mort, cred că se vede. Cred că...
Cred că acum se vede mult mai bine față de cum se vedea marți când am făcut live, că sunt efectiv mort la propriu, dar în fine, bun. Hai să descriem aici cutia lui Hymen până una alta. Bună nouă, bună tuturor, frumoasă nouă cameră de căminte. Pum, frățior, mersi frumos, ești super de treabă. Bă, Vărceane, tu instalezi CSGO sau vezi cum e pe serverul meu? Mă, frate, nu mai instalezi CSGO, deși ca să revii la CSGO, știu că trebuie să te duci aici, click dreapta, properties, la beta și aici selectez ăsta CSGO Legacy, nu? Na, da, nu știu ce să zic, frățiuer. Nu știu ce să zic, sincer. Nu știu dacă, adică momentan astea rămânem la stadiu de a juca CS2, că na, e CS2, frate, s-a băgat. Te pup, Dodo, mersi frumos de cutie, să rămână din suflet. Dacă vreți să mă ajutați cu o cutie, o să urmeze și case opening-uri pe care să le facem. Aveți 3 link-uri în descriere, bine? Șosetele noțete, Larisa, da. Ai vreo idee de ce, după ce am băgat 5 euro în Hellcase, nu pot să intru la giveaway-ul lui Jaxi? Măi, nu știu, sincer, că eu nu mai am treabă cu Hellcase în momentul de față. Adică mai fac câte un giveaway, cât așa, dar rar se întâmplă. Adică nu mai am parteneria cu ei, pentru că nu prea mă mai înțeleg așa cum trebuie, știi? Uite-l pe David acolo, membru de trail, în sărumâna, toată stima. Bă, mâncava-și gura voastră, cred că n-am văzut până acum liacuri de astea băbești. Efectiv, bunica Larisei, prin codurea tare capul și-a pus, deci a pus de mai multe felii, vreo 2-3 felii de cartofi și într-o pungă și le-a legat aici la cap. Bă, mâncați-aș gura ta! E prima oară când văd că cineva își pune cartofi la cap. Na, nu știu, cearcă să faci un tichet și cu siguranță te vor ajuta. Chiar te vor ajuta. Na, nu știu, sincer. Mai ajutăm și noi, Vrăceanu, cu o cutie să pice cuțit, din păcate, din cutia. Mă rog, din fericire, pică doar mănuși din cutia Ricoil, dar mă rog. Hai acolo, guys, cu 30 de like-uri, că suntem pe energie, este vineri. Poate mulți dintre voi aveți planuri pentru că vine weekendul, dar ne pregătim moral și fizic, pentru că mâine avem mare turneu de Faceit 1 vs 1, premii de 800 de RON. De fapt, dacă stau să mă gândesc, premii de 900 de lei aproape cu ce dăm. De fapt, nu, dacă bine stau să mă gândesc. Deci digălui e 50 de euro, asta vine, ia, euro în lei, ia să facem noi, ia, euro în lei, 50 de euro, bă, lasă-mă în pace cu locația, 250 de lei cu, deci ar veni premii cam de 10 milioane cu ce dăm pe cea, deci premii de 1000 de ron, deci luați-o ușor că vine și Paștele pe GG Drop. Hai să încolai, să facem 30 de like-uri, hai că se poate, să vezi când îți dă bunica sa o crut pe gât, ferească-se bunul Dumnezeu, Elena. Doamne, nu, eu nu scut de asta, n-am fost, adică doar că am văzut o dată pe maica mea Elena că și-a făcut ceai de ceapă. Bă, nu pot, pur și simplu mă grețălește foarte tare, nu, chiar din păcate nu, să fie cu iertare. Știu că te ajută mult și, na, și ceaiul de urzică. Faci case opening astăzi, Cyber, nu fac decât pe GG Draw facem un mic case opening, mergem la joculețul nostru, vorbim despre turneul care o să aibă loc mâine și dăm și cele două viorpesuri, facem și pichemurile, mă rog, încercăm să le facem împreună, poate, nu știu, vorbim cu chat-ul, vedem și ei ce au pus, ce ar trebui să modificăm, pentru că e un pichem, să zicem, un pic mai diferit și un pes mai diferit față de ce am avut până acum CSGO, pentru că însuși din simplu fapt că, practic, acum dacă n-ai pesul cumpărat, poți să pui și tu predicțiile, doar că nu rezultă și nu primești nimic din ceea ce nimerești. Adică tu le pui doar așa de formă, să vezi care-i capabilitatea ta sau care-i capacitatea ta de a gândi și care echipă, sau norocul tău, că e mai mult pe noroc, care echipă crezi că ar merge mai departe. Dar da, ne uităm peste pichemuri, intrăm și în CS2, nu vă faceți griji, cred că abia de acum, chiar de acum putem intra, că nu-mi găsesc cuvintele. Mai bine dai nouă pesurile, vă dau și pesurile, dar mai încolo, mai întâi apăsați acolo pe like, share, tot ce trebuie. Ce păți, sunt foarte răcit în momentul de față, să mă scuzați, îmi cer mii de scuze, îmi cer mii de euro scuze. Bagă-și tu, Elena, acolo donații de 1000 de euro pentru Larisuca, că îi dau eu altă dată, nu-i problemă, dacă... Te-a lăsat Larisa dezvelit? Nu neapărat, adică cumva ea a început cu răceala și după am luat eu și după bunica ei și da. Mâine am auzit la turneu, Doamne ajută! Acum, să nu vă supărați pe mine că la turneu am pus și am lăsat și oameni de level 10 Faceit, dar sincer, diferența dintre a lăsa un om cu level 10 Faceit și a pune o limită de levele întrucât pot să intre smurfări și n-am ce să le fac până la urmă, că nu am eu chef să intru cu ei pe Discord să-i verific și toate cele, oricum, inevitabil că pun restricție de levele, că las toate levelele, tot aia e. Deci, na.
Oricum, o să fie premii și pentru cei din chat, o să fie premii și pentru cei care participă la turneu. Apoi mai mult de atâta, să mă ierte Dumnezeu, ce pot să fac? Că de dat o dau, de primit, nu primesc decât răceală, uite-te și tu. Da, ăsta e turneu, este full, dar v-am spus că o să existe șansa de a mai fi locuri libere, pentru că nu cred că din cei, toți cei 128 o să-și dea check-in, toți, între 11-55, aveți grijă la check-in, da? Că dacă nu dați check-in, e la revedere, cred că trebuie să intrați din nou, nu știu care-i treaba. Doar locurile 1 și 2, pentru că nu am reușit să fac rost de mai multe premii, din păcate nu. Uite, și Deagle-ul pe care l-am acum, mi l-au dat cei de la GG Drop, uite, Deagle-ul acesta, uite. Na. Chiar că femeile te bagă în boală? E, brotele te bagă în boală. Nu, îți dai seama că stând cu o persoană și având același mediu înconjurător, ce vrei să mai mult de atât la viață? Doar locurile 1 și 2 vor primi premii și pe chat o să mai fie un USP tot așa de 40 de euro prin stream, acel USP din inventarul meu. Deci o să fie multe, multe premii. Dar hai să facem 40 de like-uri. Premiul cel mare este Dar aveți aici pe Facebook, puteți să vă interesați și voi. Uite, scrie aici la information tot ce trebuie pentru concurs. Da. Răspunde la întrebare? La ce întrebare? Au o întrebare de ce o iubești tu pe Larisa să auzim toți pe live? E inima și sufletul meu, ce să mai zic. M-a adus din Cluj la Timișoara, Elena. Ce să mai, o mai zic nimica. Mă mai supăr ea așa, uneori o mai supăr și ea, da. Hai, trec. Mai dă câte o răceală, mai dă câte o tigaie în cap, dar nu poți să te superi pe aici, nebun. Are grijă de mine, mi-a adus aici ceiuc în cană de Crăciun. I-am zis, fă-mi și mie, nevastă, te face bănățea. Nu prea sunt eu cu jocurile populare, cu astea, că eu sunt mai eșanat. Nu prea am fost eu la, cum să spun ție, la dansuri, de când eram mic. Mă cam corul pe aici cu dansurile, cu astea, cu Andreea Voica, cu ce mai e pe aici. Cu Petrică, domnul ăla Petrică. Da, na, vedem, poate. Vreșani, ți-ai pus sub la voce de vorbești așa, chiar așa de rea e vocea mea? Băi, sunt serios, chiar îmi pare rău, mă simt nașpa, dar asta e vocea mea de răcit, guys, chiar pe bune. Dacă faci 30.000 de abonați, știi cum îți trece? Oaile, domnul Petrică, da, domnul Petrică, domnul Magheț. A făcut plăcintă de anciganie, mamă, ce plăcintă, bă, dar ce denumiri să bei aici? Plăcintă în tigaie, o plăcintă deosebit de bună, concepută într-o tigaie și mai bună. Te pup, Geo, bună dimineața, și eu te aud la fel, cum adică la fel? La fel cum auzeam până acum sau care-i treaba? Nu mi-a pus niciun soft, frate, asta e vocea mea. Salut, Varga Patrick, hai să facem acolo 50 de like-uri, să dăm pesurile, boys, că nu mai putem, murim aici pe live. Mulim, te forțează la lista cu tigaia să zici asta? Da. Păi mi-a zis că dacă nu o zic de bine de ea pe live, mare tigaie în cap după live. Deci după ce că sunt mort jumate, am 3 HP de la răceală, mai îmi dă și 2 tigăi în cap și la revedere, tată, te-ai dus. La 50 de like-uri, nu, Flame, o să le dăm la 100 de like-uri plus 120, ce naiba, brothers, a plecat milionul. 20 cu 20, cum știa băiatul ăla, 20 cu 20, nu știu cât, 80, cu încă 20, 100 de lei să moară să facă. Adică, ce vrei, tată, că e greu. Stăm live până dimineața, murim, ne dăm duhul pe live. Mâine când trebuie să facem turneu, o să fim direct morți. Se merită așa tare pesurile, bă, frate, uite, suntem aici, intrați în Counter-Strike. În primul și primul rând, se merită. Și vă zic și de ce. Pentru că e CS2, frate, este primul major în CS2. E altă, nu știu, și alt concept până la urmă. Vedeți și voi, design-ul, nebunii alea. Astea sunt și pick-em-urile mele. Dacă vreți să modificăm câte ceva la pick-em-uri, puteți să-mi spuneți. În cazul care, nu știu, doriți să punem alte echipe sau cum ați spus voi, se rezolvă slipstream, da. Se merită, pentru că, și oricum, să nu mai zic că PES-ul, de fapt, acum nu mai pot să văd, dar PES-ul ăla cu 3 tokenuri era 17 euro, mâncați-aș gura ta. Eu l-am luat pe ăsta cu 10 euro, că sărăchie. Dar overall arată bine, sincer, coin-ul. Chiar arată bine și gândiți-vă că ăsta e default, adică despre ce vorbim. Ăsta e default-ul și arată așa bine. Gândiți-vă diamond coin-ul sau gold-ul sau, silver, sperăm să nu facem. Ce s-a întâmplat, mă, Zebi, mă? Ce te tot comentezi acolo, mă, șefule, mă?
Mă, șefane, cum zice acolo. Eu am păstrat niște bănuți pentru operațiune. Operațiunea până mai vine durează încă, durează. Până vine operațiunea, tată, durează încă mult și bine, sincer. Bun, hai să mergem la joculețul nostru până una alta. Deci nu uitați să vă scrieți, guys, să aveți timp toată luna martie la dispoziție, da? Să participați la giveaway-ul de pe GGDrop, în care trebuie să depozitați un singur dolarel cu codul VRS. Și asta e cel mai important, să folosiți codul VRS și puteți câștiga unul din skin-urile astea pe care le aveți aici în inventar, începând de la M4A1S, USP, Deagle M4A, 4AK, Glock AK și pe 250 AVP. Na, deci multe skin-uri pentru voi. Plus că astăzi dăm două viewer pass-uri. Ok, ce cu vocea mea? Sărăcit, frate. În două zile vine ziua mea, foarte bine, fechelo, un viewer pass n-ar strica deloc. Dacă intră astăzi bursa pe care îmi iau și eu pass-ul, Doamne ajută, ne dați cu sine. Deci tu un skin că n-am ce faci, n-am face-i, trească Larisa ta, trească Larisa mea, brother. Hai să facem 50 de like-uri, te pup, Marius! Doar la unele cuvinte te auzi răgușit și atâta, e bine. Bun, hai repede niște numere de la 1 la 8 acolo, vreau să văd în chat. Repede. Nu știu ce să zic de operațiune, bună Cătălin Mihăiță, nu știu ce să zic de operațiune, că nu se mai zvonește și aude nimica. Gândește-te că e primul major care vine cu PES-ul, da, vine cu PES-ul și nu vine cu sticăre, tată. Desigur, un major care n-are sticăre în momentul de față. Este prima oară, cel puțin din cunoștințele mele de om handicapat, așa mai handicapat de fel, că când nu vine ăsta, nu vine, hai să vă pun și cu vor pe TikTok, când nu au venit încă sticărele. Ce zici, Marius? Cum ești? Da, mai avem altceva. Ia să vă pun eu cu fără aici. Am postat și TikTok, pentru cei care n-ați apucat să le vedeți. Așa, bun. Hai să punem aici un cufăr de 20 de monede, că nu suntem așa mulți pe TikTok. Sperăm măcar astăzi să facem 100 de like-uri. Nu știu cât o să stăm live, pentru că v-am spus, nu sunt cea mai bună forma mea. Dar da, Mâine e important să rezistăm, că mâine avem turneul cel mare și câștigătorul. Nu, Darius, nu, din păcate. Bun, hai să luăm niște numere. Deci luăm așa 7 prima oară. Hai să vedem care e cel mai norocos vereșan. Era să zic cel mai norocoasă vereșan. Tot drăcii, dar de vai ce voce, zici că ești fratele meu mai mic. Bă, asta este, brodere, asta este. Și gândește că o să fiu și mai și. Dar am optat să fac live pentru că, nu știu, îmi place foarte mult să fac live, frate. Chiar îmi place foarte mult, indiferent de circunstanțe, indiferent de situație. Îmi place să fac live, să vorbesc, să interacționez, să ne jucăm, să ne simțim bine. Nu mă simt cel mai bine acum, dar în speranța că voi o să-mi dați toată energia pozitivă voastră. Sau măcar o parte, na, Doamne ajută. Alex, te pup, acolo Cătălin Antonia, să vedem 6. Ok, mamă, cel mai slab după RAV mi l-a dat. Și mai era încă unul slab. 4, zice cineva acolo, 42. Nice. Băi, chiar nu vă doresc, deci nu vă doresc să aveți parte de răceală și încercați și pe cât puteți să aveți grijă de voi, că e nașpa, frate. E nașpa rău de tot să fie și pe bune. Chiar, uite, 55, cam slăbut, se putea și mai bine. 5, ia să vedem, 5. E nașpa să fii ricipe bune, chiar e super nașpa, că mai ales când îți curge nasul, transpiri, te mai doare și capul, te mai doare și burta de la nu atâta tuse și de muncă, nu prea am gust, dar nu se pune problema de COVID sau așa, pentru că când în momentul care am fost la doctor, mi-am făcut și eu și Larry test de la de COVID, de gripă și de astea, am o să mă ierte Dumnezeu, dacă și acum în 2024 că mai există COVID și mai avem probleme cu COVID-ul, nu mai zic, acum zic o prostie, dar nu, e o gripă. Na, e o gripă de sezon, habar n-am. Care, da, îți oferă un disconfort, un nu știu ce, te simți mai nașpa, te pup, dar cum de schimba locația? Păi nu știu cu ce anume, nu știu prin ce te referi tu la schimba locația. La ce te referi tu? Gen că nu mai stai acasă la mine sau zici de pup? Mă rog, n-ai pierdut nimic, că încă nu s-a dat nimic la giveaway. Faceți toate regulile din descriere, bine? Vă rog, frățiorul vostru din suflet. Ia să vedem, Larry a zis 9, să vedem. Mamă! Sunt mutat în chirie, m-am mutat în chirie cu prietena mea, brother. Am prins o chirie tare, tare faină, cu două camere la 180 de euro. Nu e cea mai modernă chirie și toate cele, dar de bine de rău, ai cam tot ce trebuie. Ai două camere, ai o cămăruță, ai o baie, ai o bucătărie, ai un balcon deschis, închis, unde poți să-ți uști și pui la uscat hainele frumos cu sfoară, cu nebunii. E ce trebuie. Adevărat, regele Panciu!
Cum am șansa să câștig la Viorpes? Trebuie să faci regulile din descriere. O să vină nebunia, să vină timpul în care și nebunia în care va trebui să scrii un anume cuvânt în chat, gen PASS, și dacă n-ai putut alege, o să dăm două PES-uri cadou pentru voi. 2 rândul 3, ia să vedem. Stai, 2 rândul 3. Sunt prost rău de tot, mai dăm o dată, Alex. Deci 2 rândul 3. Merge, se putea și mai rău de atâta, ce pot să zic. S-a putut, adică am văzut și mai rău de atâta. Guys, ne mai trebuie încă 5 like-uri să facem acolo. 50 de like-uri, se poate? Eu zic că se poate, te pun bucătarul foc, mersi de cadou. Ai liniște? Măi, liniște e și nu e, pentru că stăm lângă secția 2 de poliție. Pare mi se că aici, nu știu ce secție e. Din Timișoara și îți dai seama că e o secție destul de mare, o secție cu mulți polițiști. Și îți dai seama că permanență, ba, poliție, sunt aproape și de județean, da? Iarăși, ambulanțe, poliție, astea, devil te pup, ți-am dat accept pe Steam, șefule. Că te-am mai văzut acolo pe stream-uri și dacă vreți accept pe Steam, mai scrieți-mi pe aici dacă vă dă frățiorul vostru. Raimo, să știi că, uite, chiar acum câteva zile am vorbit cu frățiorul ZZ. Și chiar acum, o zi, două, i-am donat și eu, i-am dat un cadou așa acolo pe TikTok. Trebuie să mai filmăm, dar de vorbit așa mai răruț, că, na, nu mă duc eu să deranjez omul și la filmări nu prea mă mai duc, că nu m-am mai dus de multă vreme, știi? Și mi-e așa să mă duc acum, mi-e rușine, nu știu, și nici nu am timpul necesar. Avem și prima donă. Bă, frate, eu acum văd. Sărutul tău pe pielea mea, autobronz, yeah. Alexandru, nu știu, probabil de la ala, dar crede-mă și te asigur și ți-arăt că Screen ca și Eroi e un site legit. Uite-te și îți dovedesc treaba asta, încearcă să-ți dezactivezi ăla. Sunt 460 de persoane care au intrat de pe link-ul meu și sunt 39 de persoane care au vândut. Și eu am făcut-o $20 profit din asta. Deci n-am ce să dovedesc mai mult de atâta. Sunt persoane care au vândut deja pe bani reali. E mișto că poți să vin skin-urile și îți intră banii stat pe PayPal. Și de pe PayPal pe card. Îți dau mai puțin băieții pe skin-uri. Gen oferă mai puțin, dar măcar îți iei banii. Dacă ai vreo urgență, ai vândut instanțul, intra banii și îți faci problema, nu? Panciu face astăzi live stream. Ia-o, se treabă băieții, Panciu, dacă faci live astăzi. A, nu mai e liniște. Sunt momente care e liniște, sunt momente care nu este liniște. Depinde, diferă de la caz la caz și de la zi la zi. Noaptea se mai întâmplă, mai vine câte un polițai, mai oprește pe unul, mai trage pe dreapta, mai auzi la megafonul ăla sau ce Dumnezeu e, trage pe dreapta, oprește motorul, scoate cheile din contact, mâine pe bord, e greu, da. Fața la privire la mine, ce să vă mai zic, că mă fac polițist. 777, mulțumesc de cadou, să rămână și bine te-am găsit. Nu se zic de astea aici, zi mă, deci Panciu, nu, deci pe bune, zi brodere dacă faci, nu veni cu de astea, că nu-mi plac astea, pe bune. Băi guys, dați-i subscribe, Panciu, cel mai tare creator de conținut și singurul om de la care chiar, bă frate, ai de învățat o grămadă de chestii, vrei să faci investiții în skin-uri, în capsule, toate cele, în cutii, scrie-i omului, dă-i subscribe și ai de învățat o grămadă. Alexandra, mulțumesc de cadou să rămână, Mihai de asemenea și Raibo! Atât mă tată, uite, vă aștept și pe YouTube cu un like, să facem acolo multe, multe like-uri. Și îmi cer mii de scuze pentru voi, verezi, e de treabă, voi sunteți de treabă. Conte, te pup de gu... Mamă, gogoașe, e greu rău de tot, Mr. Conte. Contele de... Monte de Carlo, Contele Dracula. Mamă. Băi, chat, am și eu o întrebare. De ce naiba nu mi-a spus că nu se vedeau sponsorii și găul de asemenea? Deci mi se pare că e lipsă de respect. Parcă ți-a mai revenit vocea puțin, Alex, Alice și da și nu. Mai băgați niște numere norocoase. Dodo haterul, adevărat Jojo. Dodo cel mai mare hater posibil. Mai nimerit Contele Dracula. Emi, ce cu... bună ziua și bine v-am găsit. O să-ți... Mamă, dar nu că pare cringe, pare cringe, pare cringe. Auzi, Emi, nu vrei să suc sângele? Mamă, e cringe rău de tot, nu? Cu de astea, cu suc, cu sânge, cu nebunile astea. Mâine turneu de... Ai încercat, David, ai încercat ceva acolo. Bani 5, ia să vedem 5. Bă, a, sângele, mam, bă, frate, cât hate acolo, în cea nu se poate așa fac. Câtă lume troll, bă, băiatule, bă. 6 rândul 2, 6 rândul 2, ia să vedem, 12. Bă, dar nimeni, deci până acum singura persoană norocoasă a fost la arii meu. În rest, nimeni n-a mai venit cu noroc astăzi.
Gai niște numere de la 1 la 21 repede, sau dacă nu schimbăm asta, că mi se pare... Te pup, Claudiu, te pup, te pup. Ai citit ce a scris Dodo? Ban direct? N-am, nu mi-apare, ia. Nu ai voie să te bagi la beteluri? Nu, ba da, am voie să mă bag, dacă vrei dăm beteluri. Nu știu ce a scris acolo. David Moldovan, mulțumesc, bun râd, te salut. Te pup, David, te pup, te pup. Cel mai mare troller. Bagă 13, frate, acum, șefule, pentru tine. Mamă, mamă. Dar tu ai văzut că ai deschis digăl de 235 înainte? N-am văzut vieri că sunt mort acum. A, deci mi-a picat un digăl ceva cu verde, nu mai știu exact cum se numește, de ales Lari. Și mi-a dat 300 de era. Mi-a mai dat și un digăl prin strip pe lângă asta? Nu mai zic nimica. Ultimul rândul 4, deci ultimul rândul 4, rândul 3 cred că vei să spui, bro, George. 18 că e cuțit. 18-le e aici. Bun. Dacă fac un server de UHC, te bagi premium, bro, nu știu ce să zic, sincer. Vedem, păstrăm legătura. Mă amenință că îmi dă bani. Bă, frate, nu ți-am dat moderator să-mi dai bani la oamenii mei. Uite, Jojo vine, ne dă de fiecare dată, cu nepune mi-a pus, dacă nu i-a pus Jojo, 450 de cufere pe TikTok, ești nebun. De cheama NAF-ul pe, și Dicotul și DNA-ul și astea, ești nebun, că mi-a pus cufere, 450 de cufere pe TikTok. Când am zis ultimul, ziceam, a, rândul de jos, am înțeles. 7, să vedem 7. Cum vrei tu, brodere? Ți-aș da niște ochelari, că nu mă vezi de la, mai vezi de la o vreme. Ce să mai vă măs, Jimmy, că uite-te doar cum arăți și cum vorbesc, frate. Uite-te și efectiv că se vede pe păr, transpir, bro, transpir. Normal, da, nu trebuia poate să fac live astăzi, dar nu m-am putut abține pentru că îmi place așa mult să fac live. Uite, acum s-a băgat treaba asta cu PES-ul, e o chestie nouă adăugată, e primul major din CS2 de asemenea, primul Vior PES din 2024 și primul major din 2024, primul major din CS2, ce să vă mai zic, mai facem? Panciule, zi, sunt corecte astea, că tu ești cel mai bun în astea, panciule, sunt corecte predicțiile, facem predicții împreună, vă dau și vouă două de astea cumpărate, două PES-uri, vă luați și voi, gândiți-vă că vă dau câte un beș cadou la voi dacă activați și vă cumpărați PES-ul. Deci vă dă frățiorul vostru PES-uri cadou, viewer PES-uri cadou, bine? Și vă pun și cufere pe TikTok. Uite ce palid ești, nu sunt palid, frate, chiar nu, băi, chiar nu sunt palid, chiar sunt super ok, gen, chiar super ok. Se putea și mai, a fost în unele dăți și mai rău de atâta. Bag o suică, lasă pastilele. Nu zic eu cu băutura, pur și simplu, nu știu, cred că sunt singurul bărbat de pe pământul ăsta care în momentul în care pune țuică sau băutură în gură nu cade bine, nu știu. N-am fumat în viața mea, n-am băut în viața mea, nu m-am îmbătat în viața mea. 23 de ani fac acum pe 30 martie, bă, și odată n-am avut, deci n-am avut până în momentul de față o prima mea beție, vă dați seama, și nu știu dacă îmi doresc să am. Pur și simplu, am fost la chefuri, am fost și cu Pala și în club, m-a scos, am luat șaturi, nu prea m-a plăcut, sincer, am încercat. A încercat Pala să mă ducă prin cluburi, să mă agați, atunci când eram și eu mai tânăr, la Oradea, să ne înțelegem, cu Imogen, cu nebunii, mai băga o vorbă bună, de unde mâncava și gura oastră, că așa vorbă bune puneau amândoi, de tot clubul fugea de mine, ești de bun. Asta este, salut Acadian, vezi că te-am pus pe TikTok, șefule, te-am pus, am luat 4 din greșeală. Vă pup băieții de pe TikTok să intrați pe YouTube, să le aici pe YouTube, Andrei Virești, vedeți că dăm 2 viori pe surcadou de la major pentru cine știe care-i treaba cu majorul. Nu mi-a trecut încă măi Acadiane, deși încă sunt, sper eu, pe drumul cel bun cu medicamente și tratament. Mi-am făcut și test de COVID, mi-am făcut și test de, adică un test, un multitest cu 3 chestii, gripă normală, gripă, nu știu ce gripă mai specială și COVID. Și la gripă asta mai specială și COVID negativ și la gripă asta minoră pozitiv am ieșit. Mă rog. Mi-ar prinde bine un PES, se rezolvă. Bun, hai să mai deschidem câteva cutiuțe sau mai băgați voi niște numere norocoase. Băi, adevărat, casă de piatră pentru Panciu. Acum mi-am, acum Panciu, deci crede-mă, de la răgeală nu mai știu ce fac. Toată lumea în chat, casă de piatră, vilă de pământ în Minecraft. Toată lumea în chat, toată lumea casă de piatră, că s-a însurat domnul Panciu oficial. Oficial s-a însurat domnul Panciu. Domnule Panciu, ce pot să vă spun decât vă doresc multă sănătate amândurora, să aveți parte de toate momentele frumoase împreună, să vă iubiți și la bine și la greu și să vă fiți alături indiferent de situație, să vă prețuiți așa cum sunteți, că sunteți și oameni foarte frumoși, oameni, doi oameni care se potrivesc
și care se iubesc. Cel puțin asta se vede din poze. Acum, nu, mai mult de atât n-am ce să zic. Ce să zic? S-a măritat Panciu, s-a măritat. Bun, hai să zic ce mai zice lumea. 5 vereșule, dăm și 5 acum. Drastu, mersi frumos de subscribe. Ia să vedem, 1-1. Casă de exact, și căsnicie, nu mai știu să citez, mă nărăs să mor. Căsnicie fericită. Băi, sunt curios câți dintre voi v-ați cumpărat PES-ul sau ați intrat pe live-ul ăsta că vreți să vă cumpărați de la mine cumva PES-ul, vorba vine. Sunt curios dacă nu mi-a zis nimeni dacă sunt corecte predicțiile astea. Trebuie neapărat să folosesc codul Vărești pe skin cashier pentru giveaway că am folosit în 2022 și alt... Nu, e ok, idol, e ok, dacă nu te las, e ok. Stai liniștit. Nu-i problemă, brodere. Dar oricum, cum să spun ție, note. Ideea e că tu dacă te duci aici pe skin cashier, te duci aici la SelectSkin și aici bași promocodul Verești, tată, e ok. Pe mine nu mă lasă că e codul propriul meu cod. Și faci un print screen aici, adică trebuie să te lase cu siguranță. Sau dacă nu te lasă, înțeleg, nu-i problemă. Casă de patru, să fii sănătoși, să vă iubiți forever, ever, forever. Punct. Și David Moldovan, vă mulțumesc de cadou. Așa, ia să vedem ce să mai luăm noi pe aici. Pe ei nu pierde 3-0. Zici tu, Laurențiu, că pe ei nu pierde 3-0? Măi, nu știu ce să zic, că parcă nu sunt în cea mai bună formă în momentul de față și nu sunt singurul care spune asta. A, cel puțin, na. Așa am văzut. Acum, la ce oră e mâine turneul? La ora... Păi o să dăm mâine drumul la live. Ia să vedem. Deci check-in-ul este la 11... E la cât e check-in-ul? Ia stați că vă zic acum. Te pup slowly. La 11.55 o să dăm live, drumul la live la 11.30. Ca să aveți timp și la ora 1 începe turneul. Nu știu ce facem noi o oră, dar trebuie să dau drumul la live ca să poate facem un opening. Nu știu, vedem. Vedem, dacă aveți, dacă e cineva care vrea să facă chestii opening sau așa, scrieți-mi că rezolvăm. Deci cred că pe la 11.45 dăm drumul la live, vedem, dar vedeți că trebuie să vă dați check-in-ul. Și după începe turneul. Cum dai PES-ul, vă dau banii pe PES, vă dau banii ce vă cumpărați. Deci la 1 începe, dar trebuie să-ți dai check-in, că dacă nu te dă afară din ăsta, bro. Puneți-vă și voi ceasul la 11.30. Bine că dă drumul la live, stai 11.45 cel târziu. Salut, Star, te pup. Hai să facem 70 de like-uri, că dăm mare PES cadou chat cu energie. A murit. Efectiv, a murit de tot. Îți spune predicțiile, mă bucur. Înseamnă că am nimerit-o bine. Ok. Da, păi cam coin-ul trece mai departe, 3-0. Inițial eu am vrut să punam cal, dar am zis că hai mă tate, că dacă e tot iada, mers să susținem și noi românul. Să nu mai zic că mi-am luat hate, că latin graffiti, ci că de ce nu l-am pus pe, de ce n-am pus Navi sau pe Adames. De ce n-am pus? Hai că punem Navi dacă vreți voi latin graffiti. Ci că select your favorite team and use the graffiti for the duration of the tournament. Dar nu știu de ce nu au venit încă sticărele Panciu. Adică de ce durează atât de mult? Am înțeles că au fost probleme cu semnăturile, că unele dintre ele au fost refuzate de către cei de la Valve și toate cele, și că au trebuit să fie refăcute. Dar totuși mi se pare că e ciudat. Adică bagi tu PES-ul, e prima oară cred că din istorie că se bagă Vior PES-ul și n-ai un de asta, cum îi spune, n-ai capsule de turneului sau majorului. Din cauza unui singur player. LOL. Eu știam că din cauza mai multor playeri. Diseară se bagă stickerele. Probabil că mâine pe dimineață o să avem stickerele. Da, Laurențiu, da, adevărat. Heroic câștigă anul acesta. Măi, eu m-aș bucura să câștige Navi, că totuși îl avem pe IME. Sau, na, sau tip coi, da, mai greu acolo, mai greu. Te pup, Claudiu Monescu, te pup. Guys, pe ultimul live stream ne-am uitat peste profilele voastre, dacă sunt persoane noi care nu și-au lăsat profilele lor de Steam, pot să intre pe Discord și ne uităm peste profilele voastre de Steam și ne uităm de unde am rămas, continuăm de unde am rămas. Dacă cumva nu vă aflați prin lista asta sau nu ne-am uitat live-ul trecut, lăsați-vi aici și ne uităm cu tot dragul peste inventarele voastre și ne și jucăm împreună, după care dăm și PES-urile, bine? Și am și vreo 2 euro în Steam, cred că deschidem 2 capsule, 3 capsule, vedem. Ți-am trimis pe poză privată cu ce zice? Ia să vedem. Ok, niciun fel de problemă, este în regulă. Atunci înțeleg perfect, bro, niciun fel de problemă. Faci și giveaway cu Vior PES-ul. Da, da, salut inimă, bine ai venit pe stream. Cineva mă tot blochează. Cine te tot blochează, șefule? Mai mulți, dar s-a rezolvat la de heroic care m-a sortim. Deci înseamnă că am zis bine ce am zis. Salut, Adi, cât îmi te pup. Fă-te bine odată, brodere.
n-am ce face. Am programat un turneu, doar nu o să îl las de izbeliște. Facem azi live, facem mâine live. Duminică va rămâne de văzut dacă facem sau nu live. Na, vedem. Bun. Păi cred că ne oprim aici cu GG Drop-ul, guys, și ne mai ne ducem. Deci cum o să fac? Cum o să vă dau pesurile cadou? Da, îți poți veni în inventar alt. Îți recomand, Claudiu, să folosești codul VRS că îți dă GVRS, că îți dă 11% bonus din, na, partea codului meu, din partea mea. Deci să vă zic cum o să fie treaba. Ori vă dau gift card pe Steam, gift card de la 10 euro, gen două gift carduri. Ori vă dau PaySafe-ul, ori transfer bancar, ori pe Revolut, oricum. Deci în funcție de cum vrea câștigătorul, așa o să-i dăm. Nu sunteți obligați să vă luați Viorpes-ul, dar având în vedere că este primul major din 2024 și e primul major din CS2 de asemenea, nu doar din anul respectiv, eu zic să vă luați PES-ul, că vi se adaugă un coin, poate aveți șansa de a-l upgrada, mai păcăliți câte un token, mai câte un suvenir. Ce vreți mai mult de atâta? Mister A! Mamă, ce pronunție de nume, că cred că a dat un subscribe, regele. Joe și el acolo, te pup, Silico. Mâine va fi turneul Best of 1, totul. Doar Best of 1, Best of 1. Mister A, te-am văzut ieri acolo la Imogen. Să mă bată, mamă, dacă nu ieri la Imogen, cum stăteați tot acolo. Zici că era cina cea de taină, să mă bată, mamă, dacă n-am putut să râd. Mi-e martor Larisuca în camera cealaltă și pe cea de asemenea, că nu m-am mai putut abține, efectiv tușeam și mă râdeam cum vă vedeam toți acolo stând, Imogen stânga, Palaș dreapta și voi trei acolo, tu, Xela și cu Eugen. Haide, cavern, dacă n-am râs, Mister A, genial astăzi, genial. Deci brigada grea, tata, și cu Eugen cum se uita așa la... Și vă dădea din picior când auzea de Preda, mâncața-și gura ta. O să și jucăm puțin mai încolo, sigur că da. Rivoce, cea, da, Rivoce, că sunt răgușit. Bă, am scris în titlu, am scris. Bun, guys, am momentul de față. Mamă, am momentul de față 2 euro, chat. Ziceți-mi repede ce să deschidem. Deschidem iară două capsule de asta ambush sau deschidem de asta, cum îi spune, pack Hijanubis. Ziceți, ce deschidem? Așa, la Caterinca. Maria Mari, mulțumesc de follow. Și Ana, de asemenea, negru. Cutie? Bani de cutie nu am. Am doar 206, sorry. Deschid două cutie, am embuș. Mersi frumos de 72 de like-uri, să rămână. Nu uitați că astăzi o să le dăm la 120-130 de like-uri. Până atunci ne jucăm, până așa, până... Ana Negru, te-a luat, ce mai faci, cum ești? Ana, nu sunt foarte bine deloc, chiar nu sunt bine în momentul de față, sunt răcit. Da, mai fac stream pe YouTube, sigur că da. Sunt răcit, mă simt nașpa, hai de capul meu, sunt mort. Mersi frumos de prezență și bine ai venit. Bun, haideți să cumpărăm atunci două de astea embuși și să le deschidem. Poate primim și noi două lenticular. Ștefan, bine ai venit pe stream, Ștefane, ce zici, tată? Cu compania ce eu mai am, da, mai avem, cum să nu lucrăm în continuare cu Cio, doar că n-am mai avut campanii. Am și eu loc la Match Bros, sigur că da, doar apăsați acolo pe butonul de like și toate cele. Vezi că poate ai treabă și te rețin, băi, nu vă mai certați acolo. Hai să vedem ce ne dă și nouă din capsulele astea. Mai degrabă capsule decât Anubis, da, hai, tata, hai, mamă, iar asta cu E-Found, Please Return, tu... Care pe să-l iau? Eu recomand ăla la 10 euro, brother, dar vezi, eu zic să nu-l iei pentru că-l dau giveaway pe YouTube dacă vrei să-l câștigi. Intri pe YouTube, Andrei Vereș, canalul meu, și faci regulile din descriere, foarte simplu, și poți câștiga unul din cele două pe care le dau. E bine că aveți scris și capsule, să sperăm că nu o să fie la fel când o să scriem și noile capsule care o să fie adăugate. Am înțeles, Laurențiu, nu băga în seamă, tu ești mai mare, mai matur, e om în toată regula, dă-i încolo, lasă, bro. Lumea poate să vorbească și să ciripească dacă tu te simți bine în pielea ta așa cum ești și cu limba pe care știi și gramatica pe care ești, asta nu contează, frate. Important e să fii sănătos, că sănătatea e mai presus decât toate. Ești de bun. Nu limba română te definește sau nu știu ce ai zis acolo sau că mai faci o greșeală gramaticală sau... Bun, guys, acestea fiind spuse, deci ne ducem aici la un pic la asta cu Copenhagen Major și să vedem care mai e treaba. Deci noi în momentul de față a trebuit să punem, am pus ieri pe clip, 10 echipe, da, la 3-0, la 0-3 și la 3-1 și 3-2, da? Așa, și am făcut primele două challenge-uri,
Așa, acum următorul challenge ar fi să nimeresc minim 5 echipe care se treacă mai departe la, la Elimination Stage, da? 5 echipe care se treacă mai departe. Exact, Return to the Hospital. Bună, Andrei26, bună, bună. Bun, după care la Elimination Stage aici avem și pe Navi, Virtus Pro, G2, Face, Furia, Vitality, Mouse și Complexity. Vedem cum o să fie. Na, eu, astea sunt pick-em-urile mele. Nu știu cât de bine se vede și pe TikTok, dar astea sunt pick-em-urile mele. La 3-0 am pus Cloud9 și cu Eternal Fire. Paint și cu Lin, ăsta Vision i-am pus la 0-3. Nu știu, aici putem pune altceva dacă vreți în, în locul celor de la Paint. Da, mă rog. Și mai departe la 3-1-3-2, Ens, Furia, Heroic, So, Koi și Mongolejii. Pe ăștia am pus eu. Hai să-ți facem acolo 80 de like-uri. Până, păi și că le dai astăzi pe live, Ștefane. Și în seara, oricum voi aveți timp la dispoziție. Până când aveți timp să, să faceți? Ai o zi rămasă, păi lejer. Eu vă dau astăzi, vă dau astăzi banii și practic înțelegeți ideea. Voi vi le faceți din seara asta. Dar cel mai important e că vă luați coin-ul, frate. Și că o să aveți amintirea asta cu Copenhagen 2024 coin. Și poate și upgradați. Eu în loc de Mongolia am pus Nine Panda. Ah, am mai rămas Legacy-ul, Ecstatic, Amcal, Imperial, așa, Nine Panda și Apex. Apex, nu știu ce să zic sincer, nu cred că sunt nici ei în formă foarte bună. Dar mă rog, bun, guys, cred că așa ușor, ușor ne băgăm să ne jucăm pe un, pe un server comunitar cu toții, după care dăm și un match până facem like-urile și după care dăm și pesurile, că nu ne-am mai jucat de foarte, foarte multă vreme și încercăm să dăm un pic și pe joacă, dacă mă înțelegeți. Că altceva momentan nu prea mai avem de făcut. Deci hai acolo cu like-urile, cu share-urile. Dacă vreți să dați un share acolo, nu știu, pe un grup de Discord cu prietenii voștri, să facem mai repede like-urile, să dăm cât mai repede cele două pesuri. Că mai jos de 120 de like-uri nu, nu pleacă. Dacă nu facem like-urile, dăm doar unul. Unul oricum dăm. Bun, serverul pe care o să jucăm astăzi, cât o să stăm, o să fie așa: connect.cs.epic.gamers.ro. Puteți intra și cei de pe TikTok și cei de pe YouTube. Te pup, te pup, Alex, bătă și pala și acolo, fanpage. Mai bine dai gift card, sim, dau cum vreți voi, cum vreți voi dau. Ce vreți voi, bun, suntem aici pe server, nu sunt foarte mulți jucători, puteți intra și voi. Ne jucăm, ne încălzim, după dăm un match, forță înainte, cu toții. Și vedem ce, ce și cum facem. Și mâine avem marele, marele turneu. Da, marele turneu de CS2 1 vs 1 da. Și chiar dacă n-ați prins loc, uai ce cuțit frumos, o să puteți prinde loc. Că o să fie check-in și poate o să fie persoane care nu și-au dat check-in. Așa zis Pancio, return to the hospital. Ce să mai, că sunt mort, transpir aici. Geamul, geamul este închis momentan. Uuu, ce era să se tragă pe lângă. Domnule Butioc, puțin așa pe lângă, dar nu contează. Mamă, suntem la CT. Hai să aplicăm o schemă prin smoke. Avem și baioneta. Am găsit și cumpărător pe... Panciule, tu mai... Domnule Panciu, mai cumpărați cuțite sau... Momentan, pentru că a fost nunt, așa, alea, alea, nu mai aveți bugetul. Ia. Are, reușim să facem un kill prin smoke? A, uite, polar. Mamă, dacă l-aș prinde, să nu mă nimerească numai. Oh, mi-a dat smoke. Oh, pe păi stau ascuns în smoke, nu mă știe. Mi-a dat smoke, stau ascuns, 3v3. Să vedem. Au intrat băieții, stau la spectate. Iau, s-a dat flash. Dacă mă verifică, se uită pe live. Mersi frumos de cadou acolo, șopârlă. Te pup, șopârlă. Cred că vin la B. Nu vi la... Mortul bate? Mortul bate? Uuuu, era și la băgatare. Te pup, Ștefan, mersi frumos. Guys, 3 like-uri, să facem 80 de like-uri, reușim oare? V-aș fi cel mai recunoscător. Pe viitor o să instalez CSGO Legacy. Te pup, Redra, și încă o dată îți mulțumesc foarte mult de donație, dar... Nu știu ce să zic, mă, brodere, nu știu, că lumea, nu cred că, adică mai sunt persoane care se joacă CSGO Legacy, gen varianta veche a CSGO-ului dinaintea, ce se, mă rog, dinainte se bage CS2-ul, gen, te pup, Imprex, ai rezolvat cu ZZ Imprex? Ai vorbit cu el? Te pup, bro, membru de 7 luni acolo, îți mulțumesc, frățierul, de tot suportul acordat și hai să vezi pentru tine, Imprex, mor jumate, Imprex, dai că s-a dat și Molly, aici,
Mai dăm unul pentru Impex. Încă unul pentru Impex. Și mai dăm unul. Dar nu știu unde e. Cât să mai bat Impex acum? Alexandru Nedel cu Tomaci a spus că este full, dar o să fie treaba cu check-in-ul. Și la check-in întotdeauna se întâmplă să nu fie, să nu dea dos check-in-ul. Așa că fac pentru care fi prezent mâine pe live. Și chiar dacă o să fie full și nu o să ai șansă, o să dăm un USP prin stream cadou pentru cei care doar stă pe live și se uită cu mine la turneu, turneul Vereșanilor, ca așa l-am numit, la Vereș. Că ăsta este care pleacă pentru voi, pentru cei de pe chat. 031 Float. Te pup, bro, mersi mult de cadou și vă pup pe toți. Ia vezi ce trage aia, close. Cât să mai bagi tu, cât să mai bagi eu acum? I-am trimis niște chestii, urmează. Bun, bun, mă bucur, Impress, mă bucur, mă bucur. Când ai primul pes, apelă la o... Bro, dăm ambele pesuri deodată. Sau mă rog, primul poate îl dăm la 110 like-uri, următorul la 130 de like-uri, adică na. Vedem, vedem. Mamă, dar ce țin tare băiatul ăsta, lupul din bancul cu lupul. Și cum se numește serverul? Acadian, uite, ți arăt acum două secunde. Te dau un clear în consolă. Uite, cu tot cu connect, cs.epic-gamers.ro. Mersi mult de cadou și vă mai pun acolo cufere, vă mai pun cufere, guys. Dar ce nașpa e să fie răcit, doamne, nu mai pot. Deci nu mai pot, guys, nu mai pot cu răceala asta, mă, m-a zăpăcit rău de tot. Bun, ia să ne ducem noi aici frumos. Mai punem un cufăr. Așa, am mai pus un cufăr acum aici. Doamne ajută. Și ne cumpărăm, mai avem timp să ne cumpărăm. Păi da, no. Hai să mai facem aici kill-uri pentru chat. 81 de like-uri, bine mă, tata, aia zic. Sunt curios cum o să fie mâine la turneu. Oare să dau smoke? Nu știu dacă l-am dat bine. Asta? Mi se pare că... Nu cred că se mai bat băieții. Bună, rusule, bună. Nici nu prea sunt încălzit în momentul de față, dar mă rog, o dăm și noi cum putem acum. Nașpa, mă, frate, că la TikTok, eu cu făcând live cu TikTok Studio, cam mănâncă și creează puțin input lag studio ăsta cu care fac live, că fac live și pe TikTok, dar și pe YouTube. Oare pot să bag eu ceva? Bamă! Uai, aici cum... Bă, încă unul! Cum am sărit peste ăsta, săracul s-a speriat! Oricum ne jucăm de fan aici pe server, după dăm și un comp împreună, deci ne simțim bine, boys. Avem și 82 de like-uri. Mai suflăm și câte un nas, ne mai simțim și bine, ba, ne mai simțim și rău. Bă, frate, e mid sau mi se pare? A, nu e mid. Ce butterfly... Ia butterfly-ul ăsta. Bun. Mă bucur că măcar voi sunteți bine, că sunteți sănătoși, că n-aveți probleme cu răceala. Sunt curios dacă prin chat mai sunt oameni care prin absurd mai tușez, mai le curge câte o nară, câte un nas, câte un... Ce să zic? Chiar sunt curios. Dacă nu, mă bucur din suflet pentru voi. Bun. Puteți să vă puneți și skin-uri pe server dacă doriți de asemenea. E mișto serverul, chiar vă recomand să intrați. Chiar vă recomand, puneți și cufere. Mamă, ce smoke ciudat. Cred că e prima oară că văd un smoke aruncat de la ștop pe... La butoaie, la car, cum era înainte. Mi-am luat restricție pe live, bro. Aolo, cred că din cauza că stăteam pe lamă. Cred că de aia. N-am înțeles. Na, asta este, cred că trebuie să le pornim live-ul. Aolo, ce m-am bătut. Mi-am luat mare restricție pe TikTok. Fiți atenți, guys, cred că opresc stream-ul pe TikTok. Și dau drumul la alt live, nu-i problemă. Pentru că probabil am stat foarte mult pe cuțit. Și nu-i problemă că mai punem un cufăr. Stai. Cufărul, bă, dar stai puțin, bro, că mi-am luat mare restricție, din păcate. 20 de secunde. Ok. Na, eu stau, nu-i problemă. Trebuie să punem ăsta pe, uite, pe pauză. Și să, ok. Dar de ce să stau, Bibi, 20 de secunde? Te cred, bro, te cred. Mamă, dacă m-am tras, cum am băgat, mare prostie.
Rusu, îți mulțumesc frumos. A, pentru cufăr. A, a, că era cufărul pus de mine. A, nici n-am știut. Da, pe cred că oprim ăsta, guys, stream-ul pe TikTok. Și, cum îi spune, dăm drumul la alt stream. Și na, sperăm să fie cu mai mult noroc. Sau dăm, sau mai stăm așa momentan. Și când dăm drumul la meci, dăm, când dăm drumul la meci, dăm drumul și la stream pe TikTok. Atunci mai stăm așa. Și pe care dăm drumul. Mama, Cadian, ce s-a întâmplat? Vă aștept cu drag pe server, guys. Ăsta este IP-ul serverului, cs.epic, la aveți și în descriere, epicgamers.ro. Foarte tare serverul. Ar merge, făcă, ar merge acolo. Bună ziua, te salut, salut. Uite că ușor, ușor ne zice că trebuie 100 de like-uri. Ce să vă mai, ce să vă mai zic? Că și răcit, uite, mă așteptați cu like-uri, cu astea. Sunteți minunați cu toții, n-am cuvinte. Chiar îmi face ziua mai bună cu toții. Ia, pleacă ninja difuzul? Mamă! Și triple kill și ninja defuse. Bun, hai să vedem cum să facem să nu mai murim. Jucăm mai din spate puțin. Vezi că a fost forță. Acadian deschide pe server, bro. Aia, aia, Acadian, vrei să te flexezi acum să spice? Să spice, de fapt nu, mă duc tare, mâncați-o cu gara ta. Ua, era acolo. Era rampă, nu mai bate. Pum, mulțumim, ești un drăguț. Ștefane, tu ești, voi sunteți, oh, oh, ușor cu movementul ăsta. Voi sunteți niște drăguți. Ne joc de aici, de la Yo-Yo. Dar dacă ar veni și ăștia mai repede cu execuții pe banană, să nu se joace din spate, stau cu polarele cu astea, nu mai zic nimica. Nici nu știu, mă și plictisez, ești nebun. Cred că mai bine stau eu la Yo-Yo în site aici. Te pup, Rava, cred că. Bro, pe mâine avem turneu de 1 vs 1. Ia, ia. Hai să vedem. Nu se mai bagă băieții banane. Răzvan? A, Răzvan, nu știu, bro, că e numele mai complicat. Da, smoke. Se bagă ușor, ușor. Verifică băieții, trag. Mamă, sunt mulți, cred că. Cred că sunt cam toți pe aici. Mamă. Bă, m-a verificat. S-a uitat pe live. S-a uitat pe live, bro. M-a verificat. Mamă, dacă stau să intre 700 și golez, până golez tot site-ul. Bun. Vezi că opresc atunci dacă e stream-ul pe TikTok, guys. Opresc stream-ul pe TikTok și ne vedem cu alt stream pe TikTok în maxim 10 minuțele, bine? Maxim 10 minuțele până mă mai încălzesc și eu puțin cu un alt stream, bine? Vă pup! Așa. Am oprit stream-ul, guys, pentru că, cum îi spunem, o să-l repornesc oricum din nou. Nu-i problemă de război, că mi-am luat restricție de aia de vârstă, probabil că am stat foarte mult pe lamă. Și nu prea ai voie să stai pe astea pe TikTok. Bă, dar și ăștia niște reguli și cuțit în real life. Hai că mai înțeleg și eu că arăți un cuțit pe live, gen, adică la ai mână, dar e cuțit dintr-un joc, adică, mă rog, în fine. Un joc care cumva, între ghilimele spus, simulează viața reală, dar nu știu cât de mult o simulează el. Ia. Nu. Nu m-am blocat, bă, băiatule, iară. Cu digălul ăsta care pleacă mâine la turneu. Mamă, ce. Mai de capul meu. Hai de viața noastră. A dat linie. Bă, e și greu, așteptăm să vine mirajul, că e și greu pe arta asta. Salut, salut, Gusti, uite tot răcii, brother, tu ce faci? Guys, 5 like-uri, facem 90 de like-uri. Hai că se poate, fiți atenți până una alta, ca să tot ne încălzim ca lumea, dăm un disconnect. Ne ducem și noi să băgăm 2-3 boți aici pe harta asta. Așa, și vedem. Da, știu, știu că m-am prins la cine te referi, dar degeaba. Degeaba, băgăm și noi niște boți. Și... stai să iau caut din nou. De fapt, stai că nu mi-am schimb pe aca, sunt deștept de tot. Ce să ne punem noi? Uite, ne punem ăsta. Și ce skin-uri nu mai am eu pe aici, deci așa, USP am, Deagle am,
AVP mi se pare că nu am. Și în rest cred că e în regulă. Ia, ne-l dă acum. Uite-l, tată. Ia, uite-l, tată. Aia zic. Dăm drumul la brață, ăștia răciți cum suntem. Nu, nici n-am apucat să te bat o dată pe server. Păi nu, tu m-ai bătut, brodere? Dar intru înapoi, intru înapoi pe server. Doar că bag niște boss că sunt mort. Sunt mort cu jocul, bro. Mai ales acum cum sunt și răcit. Șefule, bă, dar eu n-aveam sponsor la început de live. A pornit, doamne, eu. Dar să vedeți cât de inaptus. Gen pe scena de gameplay. Târziu greu. Târziu am văzut. Intră înapoi, șefule. Nu știu cum e TikTok-ul ăsta, dă restricții, mi-am luat și odată bloc. Nu știu, e fucked up. Să vedem cum o să fie mâine la turneu. Bun. Facem mare antrenament. 4 like-uri, boys. Că stai live? Măi, gustiu să stăm live stream. Pentru că trebuie să dăm pesurile cadou. Mâine avem marele turneu de pe Faceit, premii pentru chat. O să fie mișto rău de tot mâine. Sperăm să fie o zi mișto rău mâine. Chiar sperăm să fie o zi de neuitat. O zi cu în care lumea s-a distrat la turneu, în care na, e ce trebuie. Mă doare mâna, mă jur. Băi, mă doare mâna. În schimb, sunt eu răcit, brodere, sunt răcit. Cred că se observă treaba asta. Salut, Mihai, te pup, te pup, rege. Bine ai venit pe live. Te-ai băgat la turneu, Mihai. Nu vă speriați că o să mai fie locuri încă. Important e să fiți pe live, asta e tot ce contează. Și să vă dați check-in-ul când trebuie. Bun, hai să ne luăm puțin și Deagle-ul totuși. Să încercăm să le dăm niște tepuri boților. Bun, un început promițător. Bă, dar mă jur că gen, cum fac puțin efort. Cum transpir, mă credeți? Sunt singurul om care se șterge cu ortie igienică că transpiră, guys. Dar chiar transpir. Asta este răceala, e normal. Nu știu totuși dacă mi-ați răspuns dacă sunteți răciți. A primit XM săracu. Săracu Acadian. A, să fiți bine, că asta e tot ce contează. VRK, te pup, te pup, șefule. Ce zici, bro? Larisa și Conacu primește avertisment dacă dă pe cuți. Da, și Conacu, știu, știu, că de asta am și zis, că n-am zis-o eu de la mine. Păi, nu, e prima oară când primesc avertisment pentru asta. Mamă. Ce zici, VRK, acum ești, brodere? Tot respectul, man. Nu știu dacă ai apucat să te scrii. Două drăgușii sunt, brodere. Lasă-mă în amară, că așa m-am săturat, bro. Nu știu, eu nu suport două chestii pe pământul ăsta. Răceala și durerile de măsea. Sau durerea de măsea, na. Na. Astea două nu le suport. Faptul că de la răceala abia trag. Oaie-le. Vreau să vă joc când ziceam cu cine. Bro, dacă vrei te aștept pe un server comunitar. Suntem acolo mai mult. Eu momentan încerc să mă încălzesc un pic, că nu prea m-am jucat în ultima vreme cu lume, cu abonații. Și ne-o dăm acolo pe server, după care dăm și un meci împreună. Eu zic că momentan ajunge. Uite, mergem din nou pe server. Uite, ăsta este serverul. Dacă vrei să vii și tu, cu te aștept cu tot dragul. Like și în descriere serverul. Un like face 90 de like-uri, let's go. Aula, a intrat și brașovianul de VRK. Vă cunoașteți? Nu cred. O să fac pentru mâine, sper să facem anumite reguli ca să nu fie ceartă. Spune-mi, te rog, Gusti, șeful, ce reguli aș putea să fac eu ca să fie ceartă? Chiar te rog, vreau să spui, să le bag la bibirică, că până la urmă ce ceartă să fie? Ce ceartă ar putea să fie mâine, brodere?
cui nu-i convine, nu participă și stă la giveaway pe care le dăm cu SPU. Simplu. Coduri nu au cum să aibă oamenii pentru că este pe Faceit, necesită anticitul, mai mult de atâta. O să fie, na, probleme cu serverele, vă zic de pe acum, că o să fie probleme cu serverele. Dar asta este, se rezolvă, așteptați, nu să fie servere suficiente. Am vorbit cu un admin de pe Faceit, e bine că am intrat în grupul de admin, celor de la Faceit, și am deschis discuție deschisă, în cazul care, mă întâmplă vreo problemă, le pot scrie și se rezolvă. Deci, na, dacă te pine ceva probleme. Foarte bine, Mie, foarte bine, bro, că ai intrat, foarte bine. Ne jucăm puțin pe serverul comunitar, după care ne punem și ne uităm și la profilele voastre de Steam, da? Ne uităm la inventarele voastre de Steam. Să le vedem acolo cum trebuie, nu? După care dăm și un meci de CS2 împreună. Uai, cum s-a urcat FKL sus, mâncați așa. Bă, dar parcă prima dată m-a băgat la teren, după m-am mutat la CT, cred că s-a dat switch-ul, am înțeles, de asta m-am băgat, ai ok. Deci nu m-am mutat deloc, m-am gen tot în echipa aia, sunt doar că s-a dat switch-ul. Tot cu echipierii ăștia sunt. Mamă, fiți atenți, execuție pe... Uai, fugi, vereșane! Fugi! Unde să stau? La ruine? Unde? Nici eu nu știu unde să stau. Ala, bai că s-a rezitat! Bă, de unde are polar ăla? Eu am USP. De ce aveam doar 800? Hai să... Nu înțeleg sincer cum aveam doar 800 de dolari, dar mă rog. Dacă vrei și ai loc, mi-ar plăcea să jucăm. Sigur că da, brodere. A, pe server nu la turneu, că n-am timp. Dar ce faci, brodere, de ești așa ocupat, Mihai? Ce faci tu de ești așa ocupat? Oare ce o face Mihai? Te aștept și pe server, Bereca, dacă vrei să vii. Uite, vă spune acolo, n-ai bătut, că dacă vreți să vă vinde skin-uri pe bani reale și aveți nevoie de bani urgent, puteți să încercați să ai tu skin cashier. Uai, du-te că nu pot să o dau. Uaile. Uai, nici nu văd măcar. Nici nu văd. Deci nici nu văd. Uai. Hai să încercăm de aici, poate niște tepuri. Un tep? 1, 2, 3. Mamă! Ce joacă, bă, frate. Salutare, Siri, te pup. Fii atent. I-am dat damage. Mamă. Uite, bă, că prea se dă viață aici. Sunt deja? Ia, hai să ne dăm și noi viața. Prins boc. L-am prins pe cumătru. Dar mă ține meu CT, nu? Wow. Nu, că unul, n-am știut că e aproape, nu trebuia să fac pic. M-am bătut cu shift-ul ca prostul, movement, silver. Vine din spate, îl ia. Nu cred așa ceva. Dar cum l-a auzit? Ce zici, Siri, cum ești? Mamă, ușor ne ducem, ne apucăm, adică ne punem să facem extragerea pentru vior pe ăla. Super tare, boys. Nu uitați că după ne uităm la profilele voastre de Steam, după ce dăm, ne jucăm puțin pe server comunitar și dăm și un meci de CS2. Ne uităm la profilele voastre de pe Steam, să vedem ce inventare mai aveți. La cei la care am rămas și ne-am uitat ultima oară. Dau direct smoke și încerc să mă bag prin smoke, oare? Băi, ok. Nu. Ce bulan, doamne. Dar nu știu, mă, frate, nu știu, cred că am o problemă la OBS, că scad prea multe piesurile prea tare. Bine, acum ai server comunitar, suntem mai mulți, e de-aia, înțeles treaba asta, dar tot e puțin cu duș întors. Dar VRK ia, oare, a, ești cu noi în echipă, ia, uite-l pe VRK. E greu de rău de tot cu VRK.
Și cu ceaiul ăsta. Morți, toți morți. Dăm și un RS oare? Hai, dăm un RS. Avem 0 cu 0 cu 0. Tot pe 0. Azi că e bine, bro, că încerci. Măcar tu ești sănătos, verecapa. Eu sunt mort. Mă duc să dau moli de banană. Mă retrag și aștept să se bage băieții, că nu prea e bine. Prea se joacă, prea, uite. Ia, luați moli. Luați moli, uite, ia, uite. Ia, uite cum ar băieții. Dăm smog și stăm liniștiți pe spate. Ia, uite, mi-ai vlog secal al 19HP. Eu zic să-i lăsăm să intre și dăm smog și spamă smog-ul. Dar băieții nu prea vor asta. Uite, am dat smog. Mamă, da. Nu e bine. Nu știu dacă asta trebuia să se întâmple neapărat, dar hai să forțăm rapid. Mă, Xino, cum s-a băgat băiatul ăsta, bro. Mamă, cum s-a băgat. Bă, ne cocoșează. Ne cocoșează. Nu, jucăm normal, bro, jucăm normal. A, s-a terminat. Hai să vedem, poate mai dăm un miraj pe server dacă nu dăm compi direct. Hai să dăm ceva mai ușor. Uite, miraj, hai să dăm un miraj. Guys, încă 10 like-uri, facem 100, bine. Aia zic, tată. Ăsta e spiritul. Nu mi se mișcă momentan suficient de bine, brodere, pentru premier. Și ideea e că nu știu cât de mult ar merita în momentul de față. Mă pun la ce te-aș vrea, sincer, mă lasă. Nu știu cât de mult ar merita să mă mai joc premier, să-mi iau ratingul, pentru că am înțeles că se reseteze, nu știu, probabil după major se resetează ratingul și va trebui, adică o să înceapă un sezon nou. Că ar fi cazul, că de început încă nu a început. Deci nu știu, putem încerca, dar cred că mai degrabă un compe cu toți așa chill. Că veniți bine dacă aveți curaj. Hai să plece tempurile, tate. Să plece tempul, uite. 50 de piesuri. Rampă. Bun, perfect. Niciun glos nu-mi intră astăzi. Joacă TCS când ești răcit, că sigur o să-ți intre gloanțele. Ia uite ce resetează băieții scorul. Dau și eu un râs să fim toți în temă. Ce pleacă tempurile. Ia uitați Butterfly-ul ăsta lui Codruț. Mă rog, cred că e de pe server, dar mă rog. Pam, 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 pam. Starule, ne putem lua de mână, că astăzi de mamă doi pe lângă cu trasul. La fel și Codruț, cred că niciun fel de problemă. Cum se numește serverul? Exact cum scrie aici, stai puțin să vedem, dăm un clear. Uite, ăsta. Îl ai și în descriere, brodere. Hai să încercăm, așa la Caterinca, să dăm un tap, tată. Hai să vedem, reușim să dăm un tap? Eu zic că reușim. În rampă sau în pe midoare. Aolo. Mora. Ok. Sunt foarte fericit. Ia uite, mă, osul săracu s-a dus. Sau nu s-a dus. Bă, frate, dar parcă nu știu când ești răcit. Chiar că nu te poți concentra deloc. Bă, s-a băgat din spate. Stara a dormit și el ca mine. Zis Alexu și el a morți, cadavre suntem. Niciun fel de problemă. Cu o dată și o dată tot dăm noi drumul. 1000, ce zici, swingule? Bă, swing, dă-mi și mie un remediu. Trăiască tot ce e mai scump tu. Trăiască tot ce e mai scump. Da, cred că am zis ok.
un remediu, ceva, un leacă, nu mai pot, brodere, o să ajung să mă leg și eu ca pe vremea bunicilor mei cu cartofi pe la cap, cu, nu mai pot de la răceala asta. Ai. Bun. Not bad, avem și bănuți. Frumos. E chestia că și transpir foarte mult, hai nașpa. Și mâna am transpirată. Oh my god. Mort. Reander? Băgat? A, nu e al meu. Cred că la B ceva. What the fuck? Bro, ce a fost asta? Ce a fost asta? Băiatul ăsta, de cum Dumnezeu nu m-a nimerit aici? Și avea și Deagle Codre. VRK! Nu cred! VRK, ce ai făcut? nimica! Perfect, este în regulă dacă ai folosit codul VRK. Aștepți doar. Este totul bine, bro. Femeie, ce mai bun remediu? Mamă, ce smoke am dat. Na, m-am oprit dintre asta, au dublat doi, mare greșeală că m-am bătut. Mai dăm un pumn, l-am auzit. Da, brodere, femeia ca femeie, dar... Na, mă înțelegi, mie trebuie un, nu știu, ceva să îmi revin la normal, mă înțelegi? Nu te lasă să folosești codul pe Skills Monkey? Păi cred că deja l-ai folosit, Zed. Cred că deja l-ai folosit. Auzi ce-mi zice unul pe Instagram, Iosif. Căci că dacă, bineînțeles, fie că el ultimul rămas în viață, nici nu mă miră, efectiv. Nu-i ceva nou. Băi, dar te cam dovedește, fie că el mi-ai gamer. Căci că dacă câștigă el, mouse-ul vrea să-l dea mai departe pentru chat. N-ar fi rău. N-ar fi deloc rău. Doamne, bă, dacă nu știu, sunt prost rău de tot, nu... Nu mai văd bine, nu mai... Nu mă mișc, nu pot să mă mișc, nu știu, deci că am... Sunt handicapat, brodere. Uite ce am dat. Deci când... Deci că joc cu handicap, cu... Mid? Unde-s băieții, oare? Hai la B. N-are cum să meargă? Nu știu, brodere, dacă merge sau nu merge. Bă, dar încă nu l-a bătut ăsta. Băi, nu l-a bătut, feca el. Bă. Hai de capul ăsta. Unul cu... Cât am? Unul, 3-3 am. Mamă, uite, doamne, ce a făcut băiatul ăsta. Băi, chat, era secat la 10 viață, cred că. Ți-am dat, o să accept cu mare drag, Bereca, o să accept cu mare drag, bro. Cu tot drag, o să accept. Da, da. Orice fel de skin-uri vrei. Doar că astea n-a sunt skin-urile mele. Mort, noroc l-am bătut, nu știu cum l-am bătut pe redraj. Voilà. Nu. La B1. Te ajut FKL. S-a retras. Uai, Joene! Ce-a fost cu picul ăsta? Ai loc? Unde, bro? Unde? Dar, Ștefan, ne jucăm aici pe server comunitar. Ei sunt o grămadă de locuri dacă vreți să veniți. Dacă nu știu sincer ce să fac, dacă să mă bag la compet, dacă să nu mă bag, parcă nu sunt în cea mai bună stare, știi? Și, na... Mai degrabă cred că am putea să ne, nu știu, să ne uităm la profilurile voastre de Steam sau să facem chestii care să nu... Că văd aici, adică dacă nu fac față pe un server comunitar unde
într-un meci de comp, ce să mai... Nu știu ce să zic, că parcă nu știu, nu mă simt suficient de stare de... Uai, ce e acolo, Dumnezeule! Tras. Să încerc un match. Putem. Mamă, cum am retras aici. Oh-o-lo. Oh-o-lo. Nice molly. Bă! A, dar nu mor. A, e băgat, aproape, era de așteptat. Da, bro, e reducere pe Steam, am văzut. Da, da, reducere, da, reducere de primăvară. De vreau să se bage 95 de like-uri, bine, vreau să se bage ăsta, cum îi spunem. Vreau să se bage cum Dumnezeu îi spune, este că nu. Am dat un pumn în ăsta și s-a nenorocit web-ul. Dați un pic. Ia cum am văzut. S-a băvat zi și în echipă, e frică de 1 vs 1. Ce să mă babro, că abia... Abia pot să... Rampone, e sigur. Ioi, tu, Redraza, ce-ai făcut, mă, omule? Tu l-ai, doamne. E, bă, unu, mă. Nu. A, aici aproape. Vede că uneori îmi scade FPS-urile, nu știu de ce. Chiar stă John aproape. Acă jos, Andrei. Bancă, bancă. Mamă, frate, dar bate-l, bă, 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 nu cred! Mamă-s! Uai, cum nu l-a bătut? Rafael, salut! Dacă vrei tu, Rafael, da, dar momentan n-am buget. Dar o să fac, la modul că n-am banii. Am banii doar pentru pesurile pe care le dau. Dacă vrei să deschid pe codul tău, de asemenea deschide cu tot dragul. Sau dacă vrei tu să dai cu niște cutii cadou, ca așa dorești tu, ai trei link în descriere. Și oricum, săptămâna viitoare filmez un case opening cu un YouTuber. Ca în fiecare lună am... tradiția sau obiceiul ăsta de a filma în fiecare lună cu câte un YouTuber, știi? Deci da, poți să trimiți acolo dacă dorești. Dacă dorești, poți să trimiți acolo și îți mulțumește frățiorul vostru, frățiorul tău din tot sufletul. Mersi mult. Uite-te și cum faceți, da? Urmează Imogen, nu știu ce să zic, brodere. Mi-e frică să nu faci cum ai făcut tu, brodere, David, dacă te-ai prins. Am tras prost. Mamă, lupul din bancul cu lupul. Guys, 4 like-uri, facem 100. Se poate. Hai, plânge mai alea. Dar chiar așa ai făcut, gen, exact cum a zis exact cum a zis Imogen, bro? Pe bune, chiar asta ai făcut? Sau a, na, a făcut Caterinca. 7 cu 7 nu e cel mai rău scor, sincer, în momentul de față. Nu, eu nu zonea, dar că n-am făcut nici măcar 100 de like-uri, după cum se poate o să și n-am cum să le dau, îți dai seama. Dar te pup, urmează să le dăm, fiți pe fază. Fiți doar pe fază. Și mâine turneu. Nu au venit băieții de pe story-le de la mine? Am înțeles, am înțeles. Am înțeles, bro. Da, Alexandru, da, da. Pe Facebook, cum să nu? E link-ul în descriere. Păi în afară de Facebook, nu știu dacă poți să faci undeva, un alt undeva gen. Eddie, o să mai poți dacă o să ai noroc mâine.
Deci dacă o să mai noroc mâine, oare să mă duc pe lamă tare? Under? Să mă retrag că n-am gloanțe. Under oare? Mi se pare că e under? Bă, cred că sunt mulți la B. Nu-l vedeam pe băiatul ăsta. A, pleci de acasă, am înțeles, am înțeles. Am privit un trei de acolo, să dau accept cu tot dragul, bro. Îți mulțumesc frumos, îți mulțumesc frumos, frate. Uite, chiar mai rar așa oameni care sau, da, sau cărora, fără să le cer, dau din toată inima. Nu contează, Alexandru, că poate mai prins loc, pentru că o să fie treaba asta cu check-in-ul și nu știu dacă o să fie toți prezenți pe live mâine, toți care s-au băgat. Deci de asta zic că nu e ceva fix, nu e ceva... Înțelegi? Guys, două like-urile! Opa, ho! Mamă, ce movement de silver! Pardon! Mă duc under frumos! Încerc să bat și eu ceva... Ok... Nu spate. Na, uită-te și tu, frate, ce ratat. Că zice, a zis ăla la, mă rog, ratat. Eu ratat, gen. A zis băiatul ăla lama, a scos lama și s-a băgat peste mine. Mamă, ce, nu faceți așa prostia asta. Cea mai mare prostie. Mai mare ca mine, ca, care am eu cel puțin 1,90 m. Poate avem și băieți de 2 metri pe aici sau 1,95 m. Mamă. Ok, bro. Da, uite, vine damage-ul ăla puternic. Am înțeles. Mor jumate. Aici și under-ul n-am auzit. Nu se bage peste mine. Aproape con. Leather. Oh. Băi, leather unul. Doamne. Nu vine leather. Nu știu de unde vine. Nu! Eram sigur. Am tras pe lângă, m-am mișcat cu shift-ul, fai. Am făcut 100 de like-uri, bine, rău, de tot bun. Hai să vedem ce am primit aici de la frățiorul nostru, ia. Ce cutie am primit? Uuu, mersi frumos. Stăpi, te pu, mersi mult de tot, bro. Să-ți dau sign cu tot dragul, dar acum nu pot, dacă nu ai de la mine. Mersi mult, bro, nu știu dacă ai sign de la mine, o să-ți dau, doar că momentan nu pot pentru că am blocate sign-urile. Mersi mult. Cea, dacă aveți și voi cutii, le acceptă frățiorul vostru cu tot dragul, că urmează case opening, da? Săptămâna viitoare sau când o fi filmez cu un YouTuber și pleacă mare clip, da? Pe YouTube acolo. Uite, vă las link-ul aici, vă las link-ul aici dacă vreți să trimiteți o cutie. Vă las trei link-ul dacă vreți și aveți plăcerea. Dacă nu, niciun fel de problemă. Mersi mult, Rafael, să rămână, bro. Îți mulțumesc din tot sufletul, chiar ajută enorm. Și nu, adică ai trimis 4 cutii cât ai trimis. Chiar mai rar. Unde sunt toți? Wow! Ioi, măsaua! Bun!
Bun, momentul ăsta. Mai bine stăteam și l-așteptam. Bun, mai stă puțin pe server chat, după care cred că nu știu dacă mai dăm compe, că v-am spus, nu mă simt foarte bine și mai bine prefer să, nu știu, ne uităm la niște profile de Steam sau să ne uităm la inventarele voastre sau să facem alte chestii, ca să mai treacă puțin timpul până să fac like-urile, că decât să mă forțez acum tare și după să fiu mâine mort pe live când o să fie turneul cel mare, mai bine, sincer, așa prefer. Așa, astăzi stăm 2 ore live, mai dăm și 2 pesuri când facem 120-130 de like-uri. Na. Nu știu, cred că momentan rămâne doar pe server, că nu știu, pur și simplu nu mă simt în stare, asta e tot ce pot spune. Pur și simplu nu mă simt în stare. Eu, na, se înțelege, de la răceală, nu. Și decât să intru să mă enervez sau așa, în timpul meciului, mai bine jucăm aici un pic pe server, mă bag cu bomba în under, dau și voi bomba asta, mă bag tare. Bun, mersi, bă, da, jucătorii ăștia din echipa mea sunt niște jucători extraordinari. Ia uite, niciunul nu e în stare să bată nimic. Glumesc. Vedeți ce e cel slab. M-ai făcut ratat urât pe tine, Ștefan? Nu te-am făcut ratat, brodere, nu te-am făcut ratat, pe eu sunt ratat. Ratat sunt eu, bro. Sunt eu ratat că sunt răcit, sunt mort. Hai să dăm ușor și drumul la stream pe TikTok. Bune de unul, bună, bine ai venit pe stream. Ce zici, mă, Edițule, mă, ce zici, mă, man, cum ești? După, ce server e? Aveți în descriere serverul. După live mă accept să, da, bro, o să încerc să accept. Bun, merge aici frumos, hai să vedem ce titlu punem. Deci, două viewer, ia, yeah. Viewer... PESU, ia pe ASS, sorry, PGL major cadou, așa pun cadou, așa pun mânca, v-aș gura, punem așa frumos, două viuri PESU PGL cadou, nu mai pune nimic. Bună Alice, bună seara, la ora 6, bună seara, nu știu ce să zic, Alice. Dar bună seara. Așa, perfect. Hai că pleacă și stream-ul pe TikTok din nou, că din păcate celălalt l-am închis, că mi-am luat restricție. Go live. Gata, a plecat și stream-ul. A plecat stream-ul? A plecat. Așa, suntem live și pe TikTok acum. Perfect. N-am făcut o chestie. Mâine vrei și comentator? Hai că da, cu vocea asta. Caut măcar un match. Decrever, capa, dar pur și simplu nu mă simt în stare, brodere. Bună, Răzvan Lar, bună. Deci chiar nu mă simt în stare. Trebuie să mă înțelegi că ar fi imposibil. Chiar nu mă simt în stare, din păcate. Așa, ia să vedem noi. 3400. Bă, îți las Spectate. What? Dar n-am bani. Fiți atenți ce fac. Sunt silver în puțin și să fac asta. Fiți atenți ce fac în casă, jur. Uite-l pe băiatul ăsta, spamează din... Oare eram pe 1? Pe shift? Ce e palatul, nu? Bună, Rusule! Bună! Am repornit live-ul. Eram pe clear? N-am mai voie să stau pe cuții, că... Oare avea armă, băia? Da! Te po! Eee, olo! Ia, din săritură. Bă, hai de capul meu. Hai de capul nostru. Îți bine tu, măi, răcit, îți de tare răcit. Ia aici, Pepsi. Mulțumesc, n-ai Rafael, mulțumesc. N-ai văzut nimic, Avereș. Chiar că n-am văzut nimic. Pe bun? Salut, Scriș, te pup. Mulțumesc, Eddie, mulțumesc. Băi, să faceți regulile, no scop. Să faceți regulile din deschidere pentru viewer-uri. Nu știu ce să zic.
Mihai nu prea juca cu așa înainte. Mie să nu cumva să luăm. YouTube, da? Cred că luăm pe Mihai la verificat un pic, așa cu TeamViewer, cu Supremo, da, cu... Da, exact. Doamne ajută. Nu. Ba sau, da. Kinder, te pup, rege. Thunder. Lasă fie ta Thunder, că e rampă 45. Mort? L-am omorât prin smoke, din flash. Rampă. E rampă smoke, frate. Ah, ok. Ce mai e unul? Ultimul. Urmezi și tu. Hai, Verica, o dăm. Voi vă uitați Junker și hai, Vericapa. După cum se observă, nu am ăsta, clăbobul nou. Vă pup, băieții, mersi mult de follow. Bă! Duceți-vă pe rând, tot așa, hai. Bă! Mânca, uite, dragul lor, tată, cum e. Bă, frate, băi, ce face Verecapa? Nu, eu nu l-am, brodere, că nu-mi place, pur și simplu. Da, am un grup pe Discord, da, îl găsești pe YouTube grup, brodere. Din păcate, unfortunately, the group is on YouTube. Ia uite-l, i-am văzut mânuța. Hai. Bă, Wow. Mamă, stai. Bă. I-a dat tag? I-a dat un scop? Și-l omor. Oh, e de capul meu, că nu știu ce să mă mai fac. Nu știu câte am, brodere. Nu știu câte. Mamă, ia vezi la geamul cuțitul ăsta. 780.430.072.000. Astea sunt orele mele, bro. Hai, chat cu like-ul. Mamă. Am 18 cu 14, vedeți că nu e rău scorul ăsta. Ne mai luăm polar, nu, ne luăm M4A1S și spamăm cu el. Vedeți că nu e rău. Dar cum i-am dat lui tag și după l-am gen cu noscopul și i-am mai dat după și noscop. Două noscopuri, practic. Ușor, mă, tată, mă. Dar de ce spamezi tu după cum fac eu? Ia heu. Mi-am dat heu singur, nu? Sau mi-a dat heu el. Ce era că ai pe mapă? Gene 2. Ce mai faci? Scrici cum mai ești, brodere? Ești răcit și tu? Alice, ești pregătită pentru turneul de mâine dacă mai ești pe live? Se-ți pregătiți, guys, pentru turneul de mâine? Să fie mișto. Facem show. Bă, Coxy. Mamă, nu l-a văzut. Dule, n-am văzut nimica. Cum și tu n-ai văzut la mine cum am tras. Ne luăm M4. Nu, ne luăm Deagle, armură mică, smoke și flash. Lasă, bro, că e bine, Rafael, lasă că e bine, bro. De când nimica, șefule. Îți mulțumesc încă o dată, trăiască tot ce ai tu, mai scump. Mersi de cutie. Mereștea tu ai în pub. Nu, bro, mersi, nu. Joc diga. Mamă, what the fuck, mi-a dat prin fire. Na, pe lasă Pepsi, că... Mai dai prin fire.
Lasă și tu, Xino. Lasă și tu, brodere, Octafoca. La pe cât să mai bat, că păi și pe eu, pe toți abonații aici. Toți abonații, că nu mai ai pus capa, uite, toți abonații. Cât să mai, toți abonații aici ai bat, pe toți abonații. Na, aproape. Erau prea mulți rampă. Ne luăm AVP. Ne facem de râs cu Fever Dream-ul ăsta. Bun, după ce se termine aici, ne punem să ne uităm peste profilele de Steam ale persoanelor la care nu ne-am uitat până acum. Și, adică care au rămas de live-ul trecut. Bun, bun, retrag, si nu mai bătut, mai bun tu. Și după ne punem să facem extragerile. Iai. Doamne, doamne, cât de nașpa e să fie rece, nu mai pot. Mor de ciudă că nu am pe ce să mă joc, zice Adrian. Adrian, îmi pare rău și în același timp te înțeleg într-o oarecare măsură, da, da, pentru că și eu am fost în punctul care îi vedeam pe alții cum se distrează și au calculatorul ăștia de cele. Și părinții mei nu își permiteau să-mi cumpere unul. Eu de asemenea nici pe departe nu permiteam să-mi iau un calculator mai bun față de ce aveam un laptop faișa mare de la 2000 de lei, care nici măcar nu, abia era pentru office, dar aminte pentru gaming. Dar na, o să vezi când o să muncești și tu o să faci rău niște bănuți sau poate o să ai norocul să îți dea cineva un calculator mai bun și o să fie altcumva. Sau să-ți dea un calculator. Na, e normal până la urmă, calculatoarele sunt scumpe, salariile sunt cum sunt în România. E greu, mă, brodere, dar ce poți să faci? Dacă ăsta-i trai, ăsta-i viața. Na. Ok, băiatul ăla ieși. Mora, bro. I-am dat cablu, Baxu. Mulțumesc, Adrian, de cadou. Mulțumesc frumos, te pup, bro. Un like ne mai trebuie să facem 110 like-uri pe YouTube. Asta e viața, boi. Ce să facem? Asta e viața. Am băgat ăștia de la Valmaticit. Emre, ce aticii să bage, brodere, burac? Ce să bage, Emre, că... Bă, așa mare de capul nostru, brodere. Nu uitați, guys, vă readuc încă o dată aminte. Aveți pe, pe toată întreaga lună, martie, timp la dispoziție să vă scrieți la tombola de pe GG Drop. Trebuie să depozitați minimul de la codul verde și puteți câștiga unul din cele 10 skin-uri în valoare de 110 euro. 10 câștigători, 10 norocoși. Așa că, let's go! E ca cel mai norocos sau ce-am... Cei mai norocoși oameni să câștige. Bă! Se bagă pe... E dat teaser? Nu cred. Mamă, Joene! Nici tu n-ai vrut. Ia, ne luăm în 4 din nou. Ce pot să zic mai mult de atât? Deci chiar vă recomand. Ce, ne-au băgat stickere la major? Ce să bage anti-cheat, brodere? Ăștia nu mai știu cum să facă bani și fac ce fac și nu bagă stickere și... Oulă. Oulă, ușor cum a scăcat cam tare. Mă duc să bat rampă. Bă, uai, era default deja băgat. Electric, ăsta este serverul, doar că nu se mai stăm foarte mult, din păcate. Uite, la aici, serverul pe mijloc. CS.epic.gamers.ro cu tot cu connect. Te-am luat, mai bun tu, Pepsi, mai bun tu. Oh, salută Jigrec, te pup! Oare Jigrec o să fie cea de 110-a persoană care a apăsat pe butonul de like? Domnilor și domnilor, va rămâne o necunoscută. Știți care e problema? Pe mine m-a cam luat foamea. Cred că de la... Luca, te salut cu respect, eu deloc sunt din Cluj. Inclusiv la facultate, care e preterminată, că mai am doar licența. Dar de... Te pup, te pup, Andule, te pup. Mamă, l-a rupt. Sunt acum venit în Timișoara la prietena mea. Na. Mult de atâta și stăm în chirie. Mersi frumos, Luca, te pup. Uite, avem aici și cutiuțele pregătite. Ce vrei, avem Dreams, avem tot ce trebuie. Bun, bun, cam atâta cu Counter momentan, guys. Ne punem să ne uităm peste profilele voastre. Ia să punem noi
full screen, că ne vom uita și la asta, la skinurile voastre, dacă găsim ceva skinuri mișto. Te-am văzut prin Timișoara? Unde mai ai văzut, brodere? Cum, Dumnezeu, deci e imposibil, ești de muntere. Bă, să mă bată, mamă, mă duc la magazin, mă recunoaște cineva, mă duc până la farmacie, mă recunoaște cineva, mă duc până la, nu știu unde mă duc, unde am eu treabă, mă recunoaște cineva, scrie pe Instagram, tu ești băiatul, te-am văzut nu știu unde. Prin centru parcă, super tare, brodere, mă bucur să aud asta, cinste ție, bro, toată stima. Da, măcar, mai avem 1000 de abonați, aproape și facem 30.000 de abonați pe YouTube, da, bun. Guys, nu mai jucăm nimica, nu mai facem nimica. În schimb, ne vom uita peste profilele voastre de, de Steam. Uite, am văzut pe la tine pe acasă și băiatul ăla, bă. Deci ne vom uita, guys, pe profilele voastre. Aici pe profilele de Steam, dacă vreți vă puteți pune link de la profilul vostru în cazul în care ne-am uitat. După care ne punem să facem extragerea celor două viewer pass-uri, da? Adică pentru major, pass-urile pentru major. Încă mai aveți 24 de ore la dispoziție să vă puneți predicțiile aici și să primiți coin-ul și toate cele. Te pup, Solo, te pup, te pup, bine ai venit pe stream. Bun, hai să vedem oare unde am rămas. Cred că am rămas, mai știți unde am rămas data trecută? Salut, Flame, bine ai revenit pe stream. Vă salut pe toți, parcă te-am văzut pe la tine acasă, vorbește frumos. Bă, dar oare chiar n-am aici ceva așa de mâncare? Parcă aș mânca un chips acolo, ceva, parcă. Pune și un cufăr pe TikTok. Am biscuiți ăștia aici, nu știu cât de bune or fi ei, dar da. Bun, mai știi cineva oare unde am rămas? Cred că luăm de jos în sus. Și, na, vedem. Puteți să vă mamă, nu-i frumos să vorbești cu gura plină, dar hai, ne permitem că suntem răciți. Puteți să vă lăsați și voi link de la profilul vostru de Steam. La Cadian ne-am, de fapt ne-am uitat tot inventarul. Cred că la Marvis am rămas, la Mânuț. Na, nu știu unde am rămas, dar mă rog. Bun. La Rareș. Înseamnă că și Rareș e pe aici, la, sigur la Rareș, că asta eu am rămas eu la sign-uri aici, că l-am dat și sign-uri oamenilor. Ba da, Solo, ba știi cine ești, bro. E abonat veteran, cum să nu. Cu Patrick, cu toți băieții și fetele grele. Vlog special la 30, da, cum i-ai vlog. Bun, îl avem pe Ain Brav. Până atunci, hai să mergem la anunțul și să zicem oamenilor că ne pregătim de extragere. Chiar acum, mersi mult de 37 de trandafiri, Solo, te pup! Te pup, bro! Nu chiar acum. Ne pregătim să extragem cele două pesuri de la major. Dacă vrei să câștigi unul, haide pe live acum. Hai să plece aici pe la așa și dăm și pe să intre băieții să știe. Ia. Yeah. Dar oare s-a pus anunțul ăsta? Da, s-a pus. Mamă, m-am înfundat, băi. Deci, punem așa, extragem cele două pesuri. Dacă vrei să zici unul, haide pe live acum. Și mâine turneu. Bun. Așa, mai știe lumea. Doar pe YouTube se poate câștiga. Păi trebuie să intri pe YouTube, Florin, pentru că acolo sunt regulile pe care va trebui să le faci. Bun. Așa, hai să ne uităm un pic peste profilele abonaților. Câte like-uri avem? 116 like-uri, vă mulțumesc mult. Vă recapa, intre și tu pe Discord și lasă-l acolo sau dă-mi iat pe Steam și văd acolo de la adu-t-o, bine? Bun, te salut de la Liceu Vrășan, te pup, Sami, bine ai venit pe stream. Bun, îl avem aici pe I'm Brav. Ia să vedem ce inventar are, ca să ne interesează pe noi. Bine, nu te uiți la profilul, m-am uitat live-ul trecut lumână, dar. Bun, avem așa, Huntsman Knife Safari Mesh, care nu e cel mai cel, dar hai să vedem cum se vede în joc.
Ce vrutare 0.38. Bă, na, well worn, merge. Merge puțin cam pierdută culoarea lui, dar nu te pot supăra pe el. Un inventar de 155 de euro și 3000 de ore. Cred că se joacă la nivel profesionist. Iacob Nicușor Florin, te pup domnule de târ, salutare. Guys, o să mai iau și eu câte un biscuit, că eu nu prea am poftă de mâncare și abia ce am gust din cauza răcelii, din cauza nasului infundat, din cauza răgușelii. Na. Și mă mai iau și foame, n-am ce face, că iau medicamente și îmi cere până la urmă stomacul, sorry. Sper să nu vă spărați, dar sunt niște biscuiți simple, adică na. Bun. Îl avem pe Darky, ce-a pus și Instagram-ul. Am crezut că scrie lămână Dark aici, sincer. Vezi cum arată rău, puțin copiuță Darky după lămână Dark, regele, dar... Adevărat, Sebi, un pas de 5.3... Ce, un pas, un inventar de 5.39. Da, măcar arată bine profilul. Eu să ne uităm mare parte la inventarele voastre. Croco! Un artwork interesant, am putea spune. Super, vărâcă, o să dau accept. Care e cuvântul, bro? Păi n-am dat încă drumul, bro. Stai că se facă like-urile mai întâi. Așa, Croco. Ia, ce inventar are Croco al nostru? O 17 euro. Un Nightwish. Skin, și-a pus omul meu. Mamă, deci... Băi, mie încă nu vine a crede că... Poți să spui skin pe Zeus, efectiv. Uite, deci mie nu vine să cred. Mie nu vine să cred. Stați un pic. Apply sticker. Deci mi se pare... Bă, vezi că n-arată rău, sincer. Asta cu found. Ia uite-l. Vezi că n-arată rău. Confirm. Gata, să fiu și eu singur om după pământ care are sticker pe Zeus. Ia uite-l. Ia uite cum s-a pus aici. Mi-am pus și eu să fiu un temă cu toată lumea. Ia uite. Vezi că n-arată deloc rău aici. We found, please return to. Așa, mergem mai departe la Red Rush. Normal, fan mâțele viața lui. Am înțeles că merge și face bait acolo și o enervează pe Alexa TV. Așa am înțeles acum, poate n-am înțeles bine. Bun, guys, mai trebuie să încă 9 like-uri, să facem 130 și să dăm cadou. Te pup, ești mor, vereceane, să dăm pesturile, da? Red Rush cu un inventar de 62 de euro. Mortis Asimov, cred că e Battle Scared ăsta. Da, uite, scrie Battle Scared. Interesant, M4 Aunezul ăsta cu banana, fast banana. E, mamă, e well-worn și arată atât de bine. Wow, chiar arată bine. Și interesante bananele astea puse aici. Mai puțin ăsta, nu cred că și are rostul. Dar astea trei chiar sunt mișto. Chiar îți cateringă. Așa. Și-a luat și el coin-ul. Nice. Acadian. Acum la Acadian am văzut în mare parte inventarul. Acadian de cumva urmează un case opening. Acadiane, cumva vedem un case opening la dumnitale. Mamă, 6700 de euro inventarul lui, hai de capul meu. Acum știți foarte bine, uite, are și Zeus-ul. Minimal wear Olympus. Le-am văzut deja cuțitele, le-am văzut că a picat cu Knife-ul. Na, noroc. Kyo, mamă, regele Kyo. Mamă, ce profil are Kyo al nostru. Are, cât are? 19.000 de ore. Ai de capul meu. Mamă. Deci avem în primul și în primul rând acest talon knife. Talon knife vanilla. Cumva este talon knife default, guys. Îmi poate spune cineva, vă rog frumos. Dacă vă rog. Pati mai trăiește? Cred că da, brother. Ai auzit de ea? Nu, n-am mai vorbit cu ea. Dar cred că trăiește. Nu, Doamne ferește de problemă. Asta n-are float, voi vedeți că n-are float, că e vanila. Hai de capul meu. Bun. Îl confirm ăsta care are efecte linii, arată foarte tare. Plus fuel injectorul care și el se vede top rău de tot în CS2. Chiar e caterincă și efecte linii 006. Frumos.
Frumos, chiar frumos. Așa, pinuri pe aici, nebunii. Frumos. 3000 de euro inventarul lui Kyo. Ce să mai zic, plus ce are pe aici pe plus Devos 575 pe Steam. Deagle Blaze. Uite, la Blaze ăsta mi-am dat inspect, n-am mai văzut, adică n-am văzut, cred că niciodată, cum arată Deagle Blaze în CS2. Mă, focul ăsta ce se vede puțin diferit față de CSGO, dar în rest, na, și structura lui așa. E mișto, na. Elegant cât de cât. Bun. Maleficul Screpi sau Screpi Maleficul. Ia să vedem unul nostru de 2300 de ore. Ioi, gama Doppler ăsta, luați și voi. Și-mi place că pe cât a putut a încercat să-și facă, bună Cristi, a încercat să-și facă un inventar pe aceeași tematică. Interesant asta. Na, mă rog, sunt și câteva iteme care nu se asortează să intre în cromatică. S-au dat PES-urile? Nu, 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 că nu s-a dat, urmează. Dar e mișto rău cum se vede, doamne, gama Dopplerul ăsta 003 float. Foarte tare cum se vede, deci foarte tare cum se vede. Bună, extra, bună, te salut cu respect, bro. Ce faci? Foarte fain, uite, are și Zeus, are și mănușile astea Motogloves, Filtestives, Filtestidii, superb, da. Uite, are arme pe aceeași tematică, foarte tare, sau cu aceeași tematică. Interesant. Creativ, ia să-l vedem pe nostru creativ, 3600 de ore, vin băieții cu orele grele în CS. Blue Sport, așa, mănușile astea, Ductape, cred că astea au picat de pe GG Drop, dacă nu mă înșel. Că pare, cum ai zis, Vereșane, sunt răciți, ami, sunt mort de rău de tot. Sunt mort, aștept să dau pesurile, să facem like-urile și să le dăm o dată să ne scăpăm de ele. 2 ore de stream aproape. Fashion Victory New, ia vezi fade-ul ăsta. Mamă, 009, vezi, uai cum l-a prins. Mamă, cum l-a prins. Băi, te pup, Danile, mersi frumos de follow, te pup. Mamă, 009 float, nice. Nice, 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 1170 inventarul lui. Vezi că nu e rău deloc. Boris ne-a dat direct inventar, de link de la inventarul lui, 79 de euro. Arme pe mai multe, adică skin-uri pe mai multe arme, voiam să zic, și pe roșu, și pe roz am văzut. Sticker a deschis și la greu, la capsule acolo, la greu, pardon. Când extragi la 130 de like-uri, 5 like-uri ne mai trebuie, bro. Nu o să dăm aici view content, că mi-e frică. Radu! Hai să-l vedem pe răducul nostru, inventar de 189, avem un survival knife și câteva skin-uri aici, mai minore, dacă putem să le numim așa. Ia profilul cum arată, Mofa Navi, Navi Blue, așa, Znic. Ia să-l vedem pe omul nostru. Inventar de 28 de euro, câteva cutiuțe trase pe dreapta, mai un un de ăsta, cum îi spune, un music kit, bine rău. Versace Inbot. Mai cred că e pe rage omul nostru, 700 de ore, nu știu ce să zic, la 700 de ore să fii pe rage-uri nu prea merge. Bun, și inventarul de 7 euro. Ce naiba. Sebi omul. Ia, Sebi cred că are inventar pe aceeași tematică. De ce râzi, mă, Evil? De ce râzi? De ce râzi de frățiorul tău bolnav, Vereș? Hai că frățior, dacă e. Shadow de gărsurile astea fi testit. Nightmare-ul, Frontside Misty, Vogue-ul, Stone Cold, Cold. Frumos, frumos. Octafoca, ia să vedem omul cu jocurile, ești nebun? Vedeam de inventar, am crezut că râs de mine, mărlămoi. Te pup, bro, mersi mult de susținere. Așa, ia să vedem. Sebi, sper să reușești, sper să reușești să-l faci cum trebuie, bro. Dar oricum, fiecare inventar e specific și, mă rog, e specific. Fiecare inventar e special în felul său. Indiferent că e bogat, cu iteme scumpe sau cu... Andreea Bianca, îți mulțumesc frumos de follow, mulțumesc din suflet. Mulțumesc tuturor și de follow de asemenea, stă română. Suflă vântul acolo? De ce, se aude cu un suflu greu sau? Acum, bro, acum mai avem nevoie de 3 like-uri, mai avem și gata.
Așa, Teo, nu știu cum se numește, cum se citește asta, nici nu vreau să mă gândesc. Dar, în schimb, cred că avem noi un M9 Bionet Forest de Pad, care să mă scuipați pe mine, dacă nu, mulțumesc frumos de cadou, să rămână Andreea, să rămână din suflet, care, dacă nu mă înșel, este ultimul după Raft, 076 Flow, Doamne, cred că, deci mai mult timp de asta să fie spre Vanilla. Doamne, cum arată, doamne, bună Ștefan, bună. Deci cei de pe TikTok sunt live în momentul de față și pe YouTube, suntem, uite, 40 de oameni aproape și dăm viewer pass, da, dăm aceste două pesuri, adică dăm două pesuri pentru a vă putea pune predicțiile sau pick-em-urile la major Copenhaga 2024. Deci, na, eu zic că puteți intra și pe YouTube acolo cu un subscribe, cu tot ce trebuie, puteți lăsa și un comentariu. Interesant e și mânuși de astea Nox. Ia. Ne uităm momentan la inventarele abonaților. Merg. De o ciorbă merg. Așa, Marvis, ia să-l vedem pe Marvis. Când ți-l pot trimite, acum ne și uităm, brother. Termină cu astea și ne uităm. 698, ia să vedem ce avem noi aici de 698. Avem Gunknife ăsta field tested odată, dar care nu pare să aibă neapărat un flow foarte mult. Și cutiuțele astea Wildfire și, cum îi spune, și Riptide. Răzvan Leonte, te salut. Domnul Verești, te salut, cules pe bună, Dobrea, Florin, Bubu. Te-am deja pe YouTube, îți mulțumesc frumos, Andreea. Dar oricum va trebui să intrați pe YouTube, să scrieți acolo pe naibă. Deci tot trebuie să intrați. Numele extensiei, Steam Inventory Helper este numele extensiei. Bun, așa, și mânuț. Ultimul de astăzi, adică, mă rog, ultimul, dar nu cel din urmă. Acajan Castană, 60 de Hz, 80 de euro. Văd că e fan, mare fan, arme Statrag, ceea ce e interesant, că dacă vrea să le vândă, e la revedere, că nu le cumpără nimeni. Da, sunt foarte răcite în momentul de față. Mario, mulțumesc frumos acolo de 3 inimioare de alea înflăcărate. Ia, la 3 durme avem ceva aici. De asemenea, dacă mai sunt persoane care doresc și au plăcerea de a ne ajuta cu câte o cutie, că o să urmeze să fac un case opening și strâng în momentul de față cutiuțe, dacă ar merge și Steam-ul, dar momentan nu cred că merge Steam-ul. Cred că dăm un restart la Steam. Eusebix pe Discord, bro, pe Discord la profile Steam aici. Uite, ne-a lăsat și killerul. Ia să vedem killerul nostru ce inventar are. Ia, cât valorează? 174 de euro. Văd că mai are aici câteva capsule, un nostru Player 2, Asimov, Chromatic Aberration. Nice. Dar de ce nu merge, întrebarea mea, de ce nu merge inventoriu? Trade offers, uite, nu merge. Hai că încerc să dau un restart. Uite, a lăsat și băiatul ăsta, să nu cumva să avem surprize, Wizzy. Așa. Ia, 18 euro, interesant cum ți le-ai așezat aici, chiar e de apreciat. Uite, tu și Joe ce ați mai făcut, interesant, 19 euro, salut Buză, salut. Hai să ne uităm atunci la, să ne uităm la ăsta, la VRK-a, să vedem, VRK-a, level 18 Steam, Voltaic, și un inventar de, stai că trebuie să-l punem în browser ca să vedem. Deci Steam Inventory Helper este numele extensiei. Mă mai pot înscrie? Da, acum pe YouTube. 618. Survival n-ar fi fost a minimal wear. Ia să vedem la ce float îl are. 007, aproape de factory new. Frumos, vezi că arată bine. Și Survival n-ai foare și o animație care personal mie îmi place. Eu sunt la început pe CSGO, mamă ce mă înjură ruznaci în joc, că zice Andreea. Da, sincer, mi-am văzut treaba asta la prietena mea. Și am mai auzit și în trecut de la alte fete, dar am văzut mai bine la Larisa. Mie n-aș porcum când efectiv fetele iau bully doar pentru că sunt fete și că sunt trimise la bucătărie, gen mi se pare, nu știu, fucking nașpa. Adică eu nu mi-am permis niciodată ca un băiat, indiferent că m-am jucat împotriva unei fete fete și chiar dacă era străină sau era româncă, să mă duc să dau cu ei. Adică nu mi se pare, nu știu, e ciudat rău de tot. Că na, e trist că sunt încă oameni care fac asta în 2024 și dau cu hate asupra fetelor și le trimit la bucătărie și zic că nu e locul lor în jocuri. Dar mă rog, trecem peste. Go make a sandwich. Da, go make a sandwich. Du-te, spală vasele, du-te la bucătărie. Și ce e mai trist cumva pentru unii, că sunt unele fete care fac performanță în afară, chiar cum avem noi pe Ana Dumbravă sau așa. Și poate Ana Dumbravă e mai bună decât jumătate de... e mai bună decât 70% din oamenii din România care se joacă CS la modul ăla. Că poate mai de atâta, cu un procentaj mai mare. Dar mă rog, în fine. Na.
Du-te și fă niște clătite, exact, se rezolvă. Frumos, Verica, un inventar chiar foarte, foarte frumos. Mie personal îmi place survival, n-ai face asta. Bun, guys, mamă, băi, încă trimit oamenii aici. Ce naiba? Bă, chat-ule, ușor. La tine ne-am uitat, bro. Inventar de... Dar nu mi-arată, e chestia. De ce nu mi-arată? Că sunt în browser. Mă rog, în fine. Uite, nu... Mă! Ok, bro. Ok, auzi, șefule, am și o întrebare. Nu dai la frățiorul tău o cutie acolo, că e sărac rău de tot, Eusebiu. O cutie așa, cercetor, cel mai mare cercetor, Bereșan. O cutie așa pentru frățiorul tău, că ai intrat pe live. Ți-am lăudat și eu profilul. Mi-a ieșit la tine, ne-am uitat la profil. Mamă, câte cutii are. O cutie așa, ultima cutie după raft. IQ, mersi de subscribe. Ultima cutie după raft, dacă se poate. Eusebix, te pup. Dacă vrei, ai trei link acolo în descriere, șefule. Fără mișto, chiar vrei să trimiți brodere? Dar din păcate nu mă lasă. Dar vezi că ai trei link acolo în descriere, bro. Îl ai acolo în descriere, da? Na, eu am zis doar la Caterinca, hai că la Caterinca, dacă e. Stai să încerc să repornesc timpul, că din păcate nu merge. Bun. Te pup, ce pot face pentru premier acces? Imediat, guys, stați un pic că am dat restart la Steam. Nu-i problemă, brother, stai liniștit. Cumva avem un 3 sau mi s-a părut mie? Nu știu, cred că e bugat Steam-ul, nu știu care e treaba, dar merge foarte fucked up Steam-ul. Mă ligă cu brânza, aia zic. Bun, hai să mergem aici pe Naibot, guys, și ne pregătim de extragerea cea mare a PES-urilor. Premier Access, nu știu ce e la Premier Access. Bună, Gabi, normal, doar că sunt răcit. Bun, deci o să dăm cu șanse egale și pentru membri și pentru abonați. Chiar acum, și trebuie să scrieți P-A-S-S, nu, major, sau ce scrieți, PGL. PGL trebuie să scrieți în chat. Acum dăm anunț și pentru comunitate. Pentru cei de pe comunitate. Uite și la Flame Dart dacă l-a trimis. PGL, deci da. Trebuie să intri Albert pe YouTube ca să faci. Deci pe YouTube trebuie să intrați să scrieți. Pe TikTok nu merge, din păcate. Deci pe TikTok din păcate nu merge, sorry. Bun, vreau să dau aici anunț pe comunitate. Așa, deci ne pregătim să extragem cele două pesuri de la major. Dacă vezi că cineva e de pe live acum. Bun, și punem pentru toți membrii canalului. Așa că ne-am adunat mai mulți membri și să vedem dacă vin băieții. Perfect. Așa, deci trebuie să scrieți PGL pe chat. Bun, bineînțeles, domnul nostru Flaviu sau Wolf sau nu știu ce nume, cu o poză care a vrut să ne toace pe toți, așa, să ne dea cu jocul în cap. Așa, și ce mai avem? 20 de euro, cutia, așa. Un inventar de 20 de euro pe spate. Și-a luat și el coin, ce coin, nu. Hai, lasă-o așa, just dă-i pace, lasă-o. Te pup, Andrei Sebastian, am văzut că te-ai pus să înveți acolo pentru permis, pentru categoria B. Alin Hrițcu, te pup. Hai să facem acolo și 140 de like-uri. Mult succes, Andrei, simt pumnii strâns, frățiuăr. Mersi mult, Horia Alexandru de follow. Mai iau și eu un biscuite. Nu găsesc nici cu trimitele pe chat? Uite, bro. Ai intrat aici pe live? Uite, bro. Mamă, cum se aude când mănânc, what the fuck, dude. Bro, nu e ok. Uite. Trei din cuite aici. Până și Larisa vrea medalia? Păi cum să nu poate să participă? De ce să nu participă și Larisa? Puteți participa cu toții. N-am treabă. Bun, deci aștept să ne strângem mai mulți. Ce predicții ai pus la major? Le-am arătat la început. Ce condiții avem de participare? În descriere aveți toate regulile. De data asta aveți niște reguli puțin mai complicate. Adică mai complicate. Sunt mai multe reguli față de... Na. Like la stream, like la ultimul clip, da, în care am vorbit despre astea. În care am vorbit despre pick-em-uri și toate cele. Uite, aici am arătat Mihai pick-em-urile. Au rămas aceleași, așa, să vă registrați pe SkinsMonkey cu codul Vereș și să... de ce nu merge? Așa, și să intrați și pe Skin Cashier. Tot așa, să puneți codul Vereș. Bun.
Și vreau să vă readuc aminte, avem tombola de pe GG Drop, în care dacă depozitați minimul dolar cu codul VRE și puteți câștiga unul din cele 10 skin-uri pe care le-am în inventarul meu de pe Steam, dacă ar și merge. Inventarul, Doamne ajută. Te pup, Mihai, te pup, Doamne ajută. Deci unul din skin-urile astea pe care le avem aici sunt 110 euro în total. Practic trebuie să vă duceți aici, așa. Hai să facem asta mai mare. Deci vă duceți aici la refil, foarte important să băgați codul VRE și că altfel e RIP. Și minimul dolar, aveți timp toată luna martie să mă scrieți. Toată luna martie să mă scrieți și să participați la tombolă. Pe 31 vom face extragerea cea mare. Deci pe 31 facem extragerea. Mamă, câte cutii de la CBR, te pup, șefule! Mersi, bro! Doamne ajută să fie cu noroc! Băi, vin cutiile aici de la CBR, mersi mult de tot, CBR, mersi, o să-ți dau sign cu tot dragul. Strângem cutii, că urmează mare opening, chat, urmează mare opening, un alt YouTuber. Hai să facem acolo 140 de like-uri pe YouTube, se poate. Unde pun codul? Bro, aici pui codul, uite, în dreapta. Uite aici, așa, de la refil și aici bași codul VRE. Dar asta este o altă tombolă față de ce dăm astăzi. Astăzi, pentru regulile de astăzi, le aveți, adică aveți în descriere ce trebuie să faceți. Bună, Drion, bună, militarul, bună tuturor. Succes la deschidere, domnul VRE, mersi frumos, Andreea Bănică, îți mulțumesc frumos. Doamne, ajută să fie cu noroc. Doamne, ajută să fie cu noroc la toată lumea și în principiu să treacă odată răceala asta, că nu mai pot. M-a rupt. Claudiu, găsești pe YouTube, brother, găsești pe YouTube acolo tot ce trebuie. Acum, Alexandru, acum. Bună, șoricez, bună. Băi, îmi cer mii de scuze că mai ciucurești eu ceva, dar sunt răcit și nu prea am poftă de mâncare și acum, sincer, m-a cam luat puțin foame. Astăzi nu prea am mâncat. Bun. Mâine avem mare turneu pe Faceit, 1 vs 1. Te puf, fur portofele, bine ai venit pe stream. Mare turneu de 1 vs 1. Premii de 10 milioane în total. Din care locul 1, care va, adică băiatul care va câștiga sau fata care va câștiga turneul, nu se știe, o să câștige acest mouse wireless Aerox 5 de 600 de lei. Locul 2, care practic va fi tot în finală, gen așa, la leaderboard acolo, Deagle Prince Stream de 50 de dolari, de practic 250 de lei. Locul 3 nu o să fie. Sigur că da, Șoricescu, să mă uit cu tot dragul. Și de asemenea, pentru persoanele prezente pe live, care se vor uita alături de mine pe live și în cazul în care întâmpin vreo problemă sau e de că m-a ajutat și practic să stați cu mine pe live, din partea mea o să aveți un USP, un USP prin stream de 40 de euro, da? Te pup, Ovidiu. Sigur că da. Ce fel de giveaway, Ovidiu, să facem? Ce fel? Scrie pe Insta și vorbim, bro. Deci mâine vom da pentru locurile 1, pentru cei care participă la turneu, premiile astea, iar pentru cei care doar se uită pe live și apasă like, dau share și, nu știu, susțin live-ul și canalul, așa, prin chestii gratis și simple, acest USP, da? Care o să fie 3 de bol pe 17. Dar mai bine îl dăm mâine, Ovidiu, nu acum. Like, aia zic, hai cu like-ul, hai să facem 150 acolo! Eu nu particip. De ce, mai debil? Dacă vrei, Ovidiu, îl dăm acum. Dacă vrei, Bazuc, te pup. Dacă vrea el, îl dăm acum. Dacă nu, îl dăm mâine. Când vrea Ovidiu, vorbiți cu Ovidiu, uite. Avem o cutie? Da, păi numai cutie nu e asta, brodere. Ai un sticker. Bro, lasă-mă cu stickerle că n-am nevoie, brodere. Lasă-mă, namarul meu, lasă-mă. E un skin de 5 euro cu 14 sticăre de 14 euro. What? Bro, zi-mi cum ești pe Steam, frate, repede. Zi-mi cum ești pe Steam, Ovidiu, sau dă-mi ad pe Steam, dacă nu, că sunt curios să văd și eu ce dau la giveaway. Exact, exact, șoricesc. Cât suntem pe live în momentul de față? Suntem 5-6 de oameni, super. Dacă un particip, Danile, trebuie să intri pe YouTube, să cauți aici frumos pe YouTube Andrei Vereș. Cauți aici în search bar Andrei Vereș și îți dă canalul și intri pe... Deci arată 48 de oameni aici și pe live mi-arată că suntem 5-6, what the fuck. Și găsești live aici. Bun, eu o să opresc stream-ul pe TikTok și ne vedem, bineînțeles, cu... ne vedem mâine cu nou stream, bine?
Vă pup și aveți grijă de voi, ne auzim. Ne vedem pe YouTube, bine? Dacă ai Claudiu, întrebă-i Monescu pe YouTube acolo, Andrei Verești. Pup! Mamă, cum a fost asta? Direct a plecat la revedere, chat. Bun, hai că am închis. Așa, și-am rămas doar noi pe YouTube. Ai zis tu că îmi dai sticker? Păi stai puțin, brodere. Îți dau eu sticker ție, nu dai tu mie, că mie nu trebuie, îți dau eu dacă vrei. Uite, o viță ne-a dat acum ad. Trebuie să-l și găsim pe o viță. Ia uite-l pe omul nostru frumos. Ia. A, ăsta, brodere, skin-ul ăsta, Teris. Andu, vă pup pe toți, băieți. Mamă, 147 de like-uri, let's go! Ăsta e, Ovidiu? Deci acum dăm pesul, da? Deci câștigătorul o să aibă la dispoziție. Super, bro, mulțumim din suflet. Hai cu niște inimioare pentru Ovidiu. Deci, câștigătorul o să aibă 30 de secunde la dispoziție să scrie ceva pe chat. După care îmi dă Instagram-ul și pe Instagram-ul va da toate regulile. Cum a dat like-ul la ultimul clip, cum are clopoțelul activat și e abonat. Bine ai revenit, Andreea. După care eu o să verific dacă a lăsat comentariul la clip și comentariul trebuie să fie lăsat de minim 2 minute la clipul acesta, da? De minim 2 minute trebuie să fie lăsat comentariul, bine? Asta este rugămintea mea cea mare. Na, dacă îi uite, de exemplu, cum e la Luca de 48 sau la Denis de 5-7 secunde, deci trebuie să fie, uite, ca minim 2 minute neapărat, dacă nu e o problemă. De asta mai așteptăm un pic să vă puteți înscrie cu toții, bine? Deci așteptăm să vă puteți înscrie cu toții. Pregătim toate cele și... Mamă, deci atât de tare și atât de mult mi-am suflat nasul, încât efectiv sunt mort. Sunt mort și cadavru. Doamne, mi-a scris maică-mea de pe contul de WhatsApp al lui uncă-miu. Uncă-miu, 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 cum naiba. Deci singur om după pământul ăsta. Dar fiți atenți, guys, am văzut acum ceva, că am vrut să intru pe YouTube. Fiți atenți, am văzut o chestie super mișto. Panciu urmează să facă live. Ce ziceți? Pentru că a venit cu o grămadă de, cu o grămadă de membri cadou și cu o grămadă de susținere. Îi dăm și lui un like, guys, să facă și el măcar 30 de like-uri, guys. 30 de like-uri dacă face Panciu. A făcut și 150 de like-uri pe live-ul ăsta. Uite. Uite, hai să încercăm să-i facem o surpriză și mergem cu niște inimioare, cu niște like-uri aici la Panciu. La care video? La ăsta, bro. Am lăsat link aici. V-am lăsat link mai sus. Uite. V-am lăsat link aici, guys. Trebuie like, la care video trebuie like? Cel din descriere, bro, cel din descriere. Deci la cel din descriere. Ai primit recompensă. Nu zic la comul al tău. Păi ai în descriere, bro, ia. Câte like-uri avem la domnul Panciu, câte like-uri avem, câte like-uri, 20. Încă 10, chat. Încă 10 și cu niște inimioare aici ar fi super. Ia uite-l pe ăsta și-a luat membru, chat. E greu rău de tot cu Joen. Cam nașpa culoarea neagră la like counter-ul că nu se vede. Pardon, păi hai că facem noi acum să se vadă. M-am enervat, m-am enervat, brodere. Ia. Na, că acum a lucrat de toți banii, șefule. Dar nu știu cum. Nu știu, brodere, cum naiba să-l fac. Mai dau un color correction cu astea. Au trecut 2 minute. Noroc, Cristi, te leagă, noroc. Stați un pic. Paste, ia. Ia. Ia! Gata, l-am rezolvat. Dacă se vede un pic cam, dar se vede un pic cam nașpa, dude. Nu se vede clean. Dar l-am rezolvat, acum se văd. Super tare, bro, mulțumesc. Gata, a făcut. A, e bine și 21 de like-uri la domnul Panciu. E bine și 21 de like-uri, bun. Ok, hai să extragem acum. Deci dăm primul viewer pass, după care dăm al doilea viewer pass, după care din partea domnului Ovidiu, moderatorul nostru de pe chat, mai dăm încă un AVP Ateris, vi-l trimite el, da? Minimal lor de 5 euro, 6 euro cât e. Bun.
Poate ușor ușor te duce către 60 de like-uri, deci câștigătorul 30 de secunde pe ceas și comentariu lăsat de minim 2 minute la clipul din descriere, da? Let's go! Doamne, să ne revenim și noi, că nu, să-mi revin și eu, că nu mai pot efectiv cu răceala asta. Sunt mort. Sunt mort direct. Hai să vedem la cine trimitem, la cine trimitem premiu. Hai. Și nu uitați, mâine turneu cu premii de 1000 de lei și pentru cei care sunt pe live și pentru cei care participă la turneu. O să dăm aici, putem da vreun everyone pe aici? O să putem, da, bun, o să le dau vreun everyone. Avea o să fie bracket-ul aici, participanții, meciurile, stand-i, așa. O să fie mișto. Hai să vedem. 3, 2, 1. Fericitul sau fericita câștigătoare a primului Viewer Pass, da, pe GL Copenhagen Major 2024 este MD Luffy, care are 30 de secunde la dispoziție. Scrie ceva pe chat, așa, știi, să vedem ce va face, dacă e pe live, dacă a făcut regulile, dacă a lăsat comentariul de minim 2 minute la clip. Hai să vedem, deci MD Luffy. Auzi-l pe ăla, bine. Hai să-l vedem, e pe live, nu e pe live. Dacă nu e pe live, e la revedere. Din păcate, dacă trece de 30 de secunde, este foarte strict astăzi. 31, 2, gata, s-a dus, gata. Gata, ceas, stop. Sorry, sorry, bro. Nu știu care-i treaba, nu știu sincer de ce nu ești aici, dar... Na, asta este. Bun, mergem mai departe. Luffy, îmi pare rău. Următorul câștigător este Alex Puiu. Puiu, Puiu, iau câștigătorul din camera cealaltă. Nice. Cred să nu mai spama. Hai, Puiu, scrie ceva pe chat. A scris, a scris, bun. Alex Puiu, nici el nu e. Dai să schimbe contul, nu, nu, că el a fost și membru la noi chat. Alex Puiu, Instagram-ul, te rog să le arătăm oamenilor. Așa. Ia să vedem. Ia, cum ai tu pe Insta, Alex? Oare că nu mai știu. Poți să-mi dai Instagram-ul, că nu mai știu cum ești pe Insta. Mai avem încă un PES și încă un AVP de dat. Ursul, o să dăm un AVP de 5 euro acum, deci nu de 3 euro. Ai trimis deja tot? Super tare, bro. A, uite, ai trimis aici. Deci, uai, cât ai trimis. A făcut așa. A dat like la live, are clopoțelul activat, e abonat evident. A dat like la live, atenție mare, de la 20 de like-uri. A folosit codul la pe VRS pe skin, pe skin, la pe skin cashier și codul VRS pe pe ăsta, pe pe Skins Monkey. Bun, să vedem dacă a lăsat comentariu. Ia să vedem dacă a lăsat comentariu. Alex Puiu de minim 2 minute, da? Cred că a lăsat acum ceva vreme. Sau oare să fi uitat? Ia uite, mamă, a lăsat clip de când am postat. Ia uite-ți chat. A lăsat comentariu de când am postat clipul. Ce ai, mă, le, regele. Felicitări, bro, felicitări, felicitări. Bun, numai puțin să mai îmi suflu nasul, chat. Cât îl fă? Nu, bro, las că caut. Ai de dat. Căută manual. O meu câștigă în fiecare live. Nu chiar. Bun, următorul câștigător, hai să vedem care este. EUSBIX. Hai, EUSBIX, un like de mai trebuie să facem 160, ceea ce e foarte tare. Hai de EUSBIX, scrie ceva pe chat, te rog frumos. Ai doar 30 de secunde să ne dai semn că ești aici. Haide. Hai, EUSBIX. Aici, e aici, bun. Te rog frumos, Instagram-ul și regulile toate cum le-ai făcut din descriere. Și mai avem un AVP de dat. Și ăștia suntem cu adevărat. Este, uite, da, da, am văzut, am văzut. Haide, brodere, te rog frumos să-mi dai Instagram-ul. Adică, cum ești tu pe Instagram? Mamă, abia aștept ziua de mâine. Să vedeți ce nebunie o să fie. Să vedeți doar ce nebunie o să fie. Vezi dacă a dat com? Ne uităm acum dacă a dat com. De ce USBX? Dar să-i dea, uite, USBSAM. Ia, ne verificăm repede. Deci minim 2 minute, da? Am zis 7 minute, chat. Uite, Eusebiu, el e, da? Da, 7 minute, e ok, e ok. Se putea și mai bine, dar e bine și așa. Eusebi
Eusebi underline Sam underline. Ia să vedem, 1200 urmăritori. Ți-am dat follow back, mai la follow, aștept regulile să mi le dai. Și îmi place că pot să văd activitatea canalului. Dar chiar, ia să vedem. Na, acum sunt chestia că vin și mulți de pe TikTok sau așa, accesează canalul. Ce să facem, asta este. Doar aici, doar la live-ul ăsta sau are comentarii? Nu știu, cred că la mine e bugat. Aștept, bro, să-mi trimiți, aștept. Bro, cel ultimul clip de la mine de pe canal. No, bun, aștept, aștept, Eusebiu, nicio problemă, brodere. Aștept, aștept aici să-mi dai tot ce trebuie, aștept. Aștept să-mi dai câte un screenshot din fiecare, brodere. A venit Viol pe sus, tu l-ai cumpărat, Alex? Ai cumpărat? La mine activitatea canalului e mică, la Vereș. Nu știu, mă, bro, că la unii merge, la unii nu. Nu știu de ce. E mișto, sincer, chiar e mișto asta cu activitatea canalului. Aștept câte un screenshot de la fiecare, brodere. E abonat de un anul de pe TikTok. Bun, hai că mi-a trimis aici. Na. Brodere, din păcate, tu îmi zici acum că nu știi ce să trimiți. Mi-ai spus că să aștept și acum zici că nu știi. Îmi pare rău, Eusebis, dar regulile astea trebuiau făcute, din păcate. Na. Eu îți arăt cu tot dragul. Te mai poți înscrie la următorul giveaway. Uite, spun dacă e bifat din nou. Să poți participa la giveaway-ul cu AVP-ul. Dar din păcate aici la asta nu mai poți participa, pentru că nu l-ai făcut. Mi-ai spus să aștept și tu acum spui că nu știi ce trebuia să faci. Na. Atunci, fii atent, eu îți arăt cu tot dragul, dar nu poți câștiga pentru că nu l-ai făcut, din păcate, sorry. Și uite, îți arăt în felul următor. Pe Skin Club, accesezi link-ul. Și ca să faci pozică, te duci aici la revendică bonusul și faci, uite, scrie aici avere și dai revendică bonusul. Pe Skin Cashier, asta este, extragem din nou. Eu iară cu tot dragul, dar primul nu pot să-l dau pentru că nu-i corect față de ceilalți. Iar ca să bagi codul meu, te duci aici la Skin Cashier, stai puțin. Așa, și aici, uite, bagi la Enter promo code, aici în dreapta, promo codul vere și dai claim. Eu nu pot că e promo codul meu. Și... și asta e. Și să ai comentariu, ai dat la ultimul clip, like ai dat. Na, asta este, îmi cer mii de scuze, brodere, dar nu-i corect față de ceilalți. Eu am crezut că tu l-ai făcut. Sorry, man, sorry. Na, poți să le faci acum, aștept, noi mai dăm un AVP. Mai dăm un AVP, bine? Te pup și apreciez că ai fost sincer. Apreciez mult că ai fost sincer. Crismo, hai să-l vedem pe Crismo dacă a făcut regulile. Să vedem, Crismo, ai 30 de secunde să scrii ceva pe chat. Am făcut și 160 de like-uri. Asta vreau să văd. Niciun fel de probleme, Eusebi, stai liniștit, frate. Nu mă supăr pe tine, nu așa. Important e că dacă vrei să le faci, le faci. Na. Le faci pentru următoarele giveaway-uri. Oricum, știi ce ai de făcut, că mâine dăm un giveaway mai mare de 40 de euro și na. Crismo! Dacă trece asta de 30 de rip, Crismo. Mamă, s-a dus chat rip. Cred că nu mai e pe live. Următorul câștigător, Șoricesc, a câștigat un membru. Hai să-l vedem pe Șoricesc dacă e pe live. A adus Vereș boală în casă, i-a adus în casă, John, nu eu. I-a adus boală, adică a adus, ea a fost prima cu boala, nu eu. Trebuie condamnată, trebuie să se revanșeze față de mine. Bun, Șoricesc e pe live sau nu e? Nu cred că nu mai e pe live. Bă, Șoricel nu e pe live? Nu cred. Ce, nu e pe live Șoricel? Nu cred așa ceva, rip chat. Mamă, next. Bazuc. Șoricesc, rip, din păcate, rip, prea târziu chat. Prea târziu Șoricesc, scuză-mă. Hai, next, asta este, bro. Bazuc, repede. 27 de secunde Șoricesc. Au trecut, șefule, too late, bro. Săracu, pare rău, man. Scrie ceva pe lui, dar nu vedeți că vă scrie naibotul, vă dă tag, Bazug, ești pe live. Bă, chat, dar vă dă naibotul tag, uitați-vă în chat. Uite, uite, și la el, 27, ca la tine, ca la tine am așteptat. 27, Bazug, nu e pe live. Hai, din capul meu. Următorul câștigător, Frost.
Mamă, mă simt prost, șoricez, dar trebuie să scrii mai repede, frate, un cuvânt, un punct, orice. Îți dă tag naibă, tu uite, uite, băiatul ăsta a putut. Tu de ce n-ai putut, șoricez, că erai ocupat sau cum? Bun, dăm Instagram-ul, Frost, să vedem dacă ai făcut regulile. Dăm Instagram-ul, te rog frumos. Andrei Tăran, sau Tăran, sau Andrei, te pup, Andrei, bine ai venit pe stream. Am înnebunit. Făcea chestii cu iubita. Ai pesu, brodere. N-are, Frost pare genul care n-are pesu. Frost pare genul care bagă banii la păcănele, chat. Glumesc. Doamne ferește, mi-a dat cumva toate regulile sau mi se pare mie? Fără să îmi dea Instagram-ul pe chat. Bro, cum ești pe Instagram, Frost? Să știu cum mi-a trimis aici un băiat și nu știu care ești tu. Dar pare că ăsta e, că îmi dă mai multe reguli. Îmi dă filmulețe, chat. Deci uite, a folosit codul Vereș pe skin cashier. Așa, promo codul Vereș pe Skins Monkey. Ok, până acum e bine. Comentariu, ia să vedem, deci Frost, da? Comentariu de minim 2 minute, da? Hai să vedem. Poate apare și arpilii, Doamne, și ferește. Minim 2 minute. Mamă, parcă vezi că a lăsat, mă, de 16 minute. 16 minute, nu, voi nu vedeți, uite. 16 minute. Filmulețe. Ok, a dat și la aia care și clopoțelul, perfect. Stați zic, bro. Asta ați dictat, omul nostru bun. Perfect. O întrebare. Șefule, uite-te pe live că am o întrebare. Mai avem un AVP de dat, guys. Dacă mai ai un video pe live. Ai pesu cumpărat, șefule, sau nu? Ai pesul ăsta, vii ori pesul cumpărat. Ți-ai pus pichemurile sau încă nu? Ți le pui cu... Nu am pesul, perfect. Bun. Și acum vom da reroll, da? Vom da reroll la următorul câștigător pentru AVP, da? Pentru AVP-ul ăla pe care îl dă Ovidiu. Ia să vedem. 3, 2, 1, Alexu! Ia să vedem pe Alexu al nostru, dacă e pe stream. Haide, Alexule, scrie ceva pe chat. Să vedem, deci ăsta e pentru AVP, da, pentru AVP. E pe live, șerif, ok. Bun, hai Alexu, dă-mi dovezile pe Instagram. Și ești jujuc, brodere. Ești băiat de băiat. Hai să vedem dacă a lăsat și comentariu Alexu al nostru. Ia. Alexu, de ce mă uit în descriere? 13 minute, perfect. Cred că el e, da? Da, el e, bun. Ok, hai să vedem. Cum ai pe Instagram? Aștept dovezile, broadere. Că mi-a intrat la request, oare? Bun, Alex, acum te caut. Alex, underline, Alex323. Alexandru, nu fă, ci că nimic fără Dumnezeu. Alexandru, Alex, bun. Ok, brodere, aștept să-mi dai astea dovezile. Aștept să dai dovezile, brodere. Haide. Poze cum ai folosit codurile pe GG Drop, pe toate cele. Bun, și nu uitați, guys, mâine ne vedem la turneu. Doamne, ăștia să iasă bine. Dacă iasă rău, aia data viitoare o să iasă mai bine. Dar sperăm să iasă bine. Sperăm. În 3 minute ți le trimit, bro, dar mai repede. Nu chiar 3 minute, mâncați-aș gura ta. Faci mișto de mine. Pleacă rerollul, broadere.
Cred că pleacă reload-ul, cred că mă enervez puțin, bro. Cred că m-am enervat puțin, dacă știi ce zic. Un minut maxim, hai șefule, că e greu. Las că văd de oricum dacă le faci acum. Că se vede inevitabil. Cred că e GG, cred că pleacă reload-ul. Eu am tot verești foarte... Uite, îi dăm lui Luca, care tot. Și lui Militaru, și lui Star, și lui Aștefan. Hai șefule, că n-avem toată seara la dispoziție, că mai trebuie să mâncăm și noi, mai trebuie să bem, să, na. Eu câștig, uite, Larisa câștigă, bibi meu. Ți-am dat pe Insta. Păi mi-ai dat pe Insta, brodere, dar așa mi-ai dat, de nu mi-a apărut nimic. Sau? Vezi că nu mi-ai dat nimic, ca șefule. Nu mai mâncăm azi, Gigi? Adevărat, Siri, vezi? Uite, cine știe, cunoaște. Greu, frate, dar hai că suntem îngăduitori. Ce? Auzi? Așa suntem de îngăduitori, de părea că-i rolul, bro. Ha, mă, brodere, îți faci mișto de mine. Mi-a dat pachet, mi-a dat pachet. Mi-a dat pachet. Da. Da, brodere, asta este, bro, ți-a faci mișto de mine. O țeacă corectă, 3. Dacă nu-mi intră nimic, am 3. Uite, reintru din nou pe Instagram. Dacă nu-mi dă nimic, am pare rău, șefule, dar... Na. Uite, băiatul ăla făcea de 25 de ori până acum. N-am primit nimic, brodere. Ți-am dat și follow, dude. Da, am înțeles. Sorry, bro, nu mi-a intrat nimica, uite. Deci nu mi-a intrat nimica, sorry. Te pup, Răzvi, te pup. Next winner is Lofi Jungle. Sorry, bro, dar n-am cum, bro. Nu te supăra pe mine, dar n-am cum. Faci mișto de mine. Deja ne scoți din sărite pe toți aici. Eu mor aici, îmi dau duș, tu faci mișto de mine, dude. Hai să-l vedem, Lofi Jungle. Mulțumesc frumos, Răzvi, mulțumesc din suflet. Bine. Acum te înjură, dar n-are de ce să mă jure, că nu i-am greșit cu nimica. Lofi, ești pe live, 3, 2, 1. Lofi, rip, Lofi, asta este următorul câștigător, Goodbye Global. Uai, Goodbye Global. Încălzirea Global, boys. Sunt, e pe live, mă, tat. No, hai, dăm Instagram-ul și regulile. Hai, brodere, dăm Instagram-ul și regulile. Nu știu ce a făcut băiatul ăsta, sincer, nu știu cum Dumnezeu e posibil, dar mă rog. Hai, bro, Instagram-ul, repede, că alții mai vor să și... Să stea liniștiți, mai trebuie să fac un TikTok pentru mâine, mai trebuie să așa, așa. Sau dăm direct mesaj. Da? Te cred, bro. Seba, ia. Seba _ 21 _ M. Ok, ți-am dat follow. Aștept să-mi dai accept și regulile de asemenea. Ți-am dat follow, brodere. Hai că mi-am 2% baterie la telefon, bro. Guys, reușim să facem 165 de like-uri, oare ce ziceți? Reușim? Live de 20-40 de minute. Aștept de 15 minute să fac și eu un duș și din urmă nu-mi pică. Vezi, brodere, păi îți dorești prea tare, trebuie să nu-ți dorești. Uite, acum mi le dai. Bun.
Deci ăsta e AVP-ul, da? Păi vine alu Star. Stați un pic, cea, stați un pic, două secunde. Mamă, știam, încărcătorul o să mi se închide telefonul. Stați un pic, chat. Ci că noi pe Andrei, deci nu pe Andrei Vrăjiu la discuție nu mi apare. Nu mi arată. Cum să nu se apară, bro? Uite, eu sunt în conversație cu tine, frate. Face și ăsta mișto de tine cum vrea, păi dobri rău, nu-i problemă. Păi el poate să facă liniștit. Nu dă poză, la revedere. Uite, a trimis acum fotografie. Dar nu înțeleg ce mi-apare pe Instagram aici. Ok, a folosit codul pe Skins Monkey. Ok, este pe drumul cel bun. Nu știu care-i treaba, sincer, dar mi-am 1% baterie. Hai, trimite-le repede, brodere. Că de la urmă ne extragi pe toți. Păi nu mai zic nimica. Sau fii atent, brodere, dar nu cred că e pe Discord, poate nu e pe Discord, omul, știi? Uite, a dat și la el alea cu clopoțelul activat, acum am văzut. Of, doamne, bă, frate, dar așa e de greu să faci niște simple reguli, doamne, că deci nu mai pot, efectiv, Andrei Tăran, doamne, bă, frate, deci nu mai pot. Fac un giveaway, o video, mai bine nu făceam giveaway-a pe bune, că uite-te și tu, stau 15 ani și nu sunt stare oamenii ăștia să dai niște giveaway-uri, ești nebun. Andrei, ești pe live? Bă, frate, așa e de greu să faci niște simple 4 screenshot-uri pe bune cu ăsta din Windows, cu snipping tool ăsta. Dă-o în mama ei de treabă. Salut, Darky Boy. Fac mișto de mine, pe bune. Nici băiatul ăsta nu e. Alin Hrițcu. Cred că facem din nou ăsta. Sau îl dăm altă dată, că nu mai e. Andrei, ești pe live? Alin, de fapt, Alin Hrițcu. Sunt supărat, mă, brodere, că nu fac băieții ăștia regulile. Uite, Darky Boy, tu cum ești? Aline! Uite-mă, tată, e aici. Hai, Aline, dă-mi, Aline, te rog, Instagram-ul și dă-mi pozele și dă-mi de fără de pe calculator, dacă cred că ești de pe calculator, și fă-mi naibii niște 4 screenshot-uri și să-ți dau skin-ul, că nu mai pot. Uite, Seban, că acum trimite poze, săracu. Seba doarme, nu mai zic nimica. Am scris? Ai dat Instagram-ul? Dă-mi Instagram-ul, te rog frumos, cum ai pe Insta? Dă-mi, te rog, Insta-ul tău și verificăm dacă ai lăsat comentariu. Nu știu ce presim că Alina a lăsat comentariu la clip. Fiți atenți. Minim 2 minute, da? Nu, te rog. Vă vedeți cumva pe Alin pe aici, guys? Alina a lăsat comentarii la clip. A, pe Goodbye Global până le-ai trimis, s-a făcut deja, poi mâine. Nu te supăra pe mine, brodere, dar le-ai făcut acum regulile. Ai lăsat măcar comentariu, Alin, la clip. Sau n-are rost, că nu prea pare, sincer, eu nu văd aici. Deci, niciunul din Alin. Nici unul. Mi-ai dat și inima? Pe ce nume? La comentarii ți-am dat inima? Da, what? Uite-l, da, uite, a lăsat comentariul, lol. Lol, chiar a lăsat.
Dă-mi Instagram atunci, bro. Lol, chiar l-a lăsat. Nice, nice, nice. Uite, acum uite la el. Nu, că a lăsat, a lăsat acum o zi, șefule. A lăsat, uite, el e. Bun. Nu te supăra că te trebuie dacă nu o să primezi viewer pe sub, bro. Încercă seara asta, depinde prin ce vei banii. Discutăm pe Instagram. Dacă vrei prin passive dimineață, la prima oră ți-l dau. Că acum cred că e închis la magazin, că e ora 7. Bun, să-mi dai, te rog frumos, Alin, și Instagram, o să vedem dacă ai făcut regulile, mi s-a închis telefonul, e bine. Dă-mi pe Instagram și dă-mi-le de pe calculator, dar repede, te rog, că ne grăbim și noi, bro. Mai trebuie să mâncăm și noi, știi ce zic? Haide, aștept pe Instagram să-mi dai. Nu mai mâncă, face foamea să slăbim. Brodele, trebuie puțin de mâncare. Te-am trimis? Măi, ori e bugat Instagram-ul, ori nu știu, sincer. Nu știu care-i treaba, dar mie nu mi-apare. Unde mi-ai trimis? Uite, Alin, fii atent. Trimite-mi, te rog frumos, pe Discord. Ești pe Discord-ul meu, dacă nu intră și... Sau dă-mi-le, fii atent. Intră pe serverul meu pe Discord, dai click dreapta, dai click dreapta și dai message, da? Dă-mi mesaj și dăm mesaj acolo pe Discord și dăm regulile, că nu știu, cred că e bugat Instagram-ul. Nu știu, apare, nu știu care e treaba, dar n-aș paro de tot Instagram-ul ăsta, din ce în ce mai prost merge. Și Steam-ul și Instagram-ul și toate pică naiba. Bun, deci intră pe serverul meu de Discord, se duc la mării Discord și dă-mi-le acolo, bro, că pe Instagram nu mi-apare. Deci nu mi-apare, nu știu care-i spanul. Mâine faci live, mâine avem turneu de pe CS2 1 vs 1 pe Facebook, bro. Mâine avem un live special, uite, gata, acum apare ea. Așa, dă, încearcă aici. Uite, mi-a apărut, într-adevăr, mi-a intrat la request. Na, poți să-mi și dai, brodere, dacă e. Uite, mare la follow, perfect. Mâine dăm drumul la 11.45 la live, 11.45. Atenție mare, chat, că trebuie să vă dați check-in-ul între 11.55 și 12.25, da? Mare, mare grijă, chat. E full momentan, dar cu siguranță nu o să fie toți din 128 care o să își dea check-in-ul. Aveți link pe YouTube în descriere de la turneu, să vă mai dau eu acum link dacă e. Chiar dacă e full, o să vă mai puteți înscrie. Că o să, nu o să fie toți care o să-și dea check-in-ul și o să fie probabil prea târziu și o să puteți să le luați locul. Nu e corect, dar asta e treaba, asta e viața. Bun, mi-a dat oare unde mi-a dat? Pe Insta, pe Discord, unde mi-a dat de ea? Bun, încearcă pe Instagram să dai, dar dă-mi-le cu screenshot de pe calculator. Și dacă nu primesc pe server, să nu facă etichet. Da, nu aveți ce etichet să faceți, chat. Nu faceți etichet că nu sunt admin, nu e nimica. Nu aveți server, așteptați până când o să primiți server, da? Deci până că, ideea e că sunt 128 de lei. Oricum o să fie și XTR dacă nu ne ajută. Avem și o să, am vorbit eu și cu 2-3 admini acolo de la Faceit. Norocul meu că sunt români și m-am putut înțelege română cu ei. Și na, încearcă să mă ajute dacă întâmpină probleme. Ideea e că turnamentul e făcut pe profilul meu cumva. E, nu e făcut pe pagina de organizator, e făcut cumva pe profil de organizator, pe profilul meu, gen. Și s-ar putea să fie probleme, eu nu pot să pun admin, nu pot să fac nimic, asta este, na, greșeala mea, dar sper să nu întâmpinăm alte probleme. Și dacă n-aveți server, nu-i problemă că o să primiți server, că încă sunt servere limitate la cei de la Faceit. Bun, ai trimis, Aline? Băi... Sincer, a trimis 1, 2, 3, 4, 5 reguli. Eu zic că din astea 5 le-a făcut pe toate. Nu pot să le văd, dar când am telefonul la mine, că mi-e descărcat telefonul, nu mai am baterie și nici încărcătorul nu am aici. Dar eu zic că le-a făcut. Dacă nu, aia e. Redăm AVP-ul. Bun. Băi, chat, nu vă mai rețin. Nu mai stau nici eu că mie, cum să zic, mie foame. Încep să mă doară ușor în gât și să fiți atenți când banează, că sunt 3 mape și sunt drop and pick. Da, atenție mare că sunt doar 3 mape, doar 3 hărțile de aim le-am lăsat, n-am mai lăsat și alte hărți. Nu-i problema, Alin. Felicitări, vă mulțumesc foarte mult pentru cele 163 de like-uri. Era frumos de facem 165 de like-uri, da? Merge și așa. Mâine premii de 1000 de lei și pentru cei din chat, premii, dar și pentru cei care participă la turneu.
pentru cei care participă la turneu, un mouse de 600 de lei wireless, plus un digă de 250 de lei, pentru cei care sunt pe chat, un USB de 200 de lei, USB prin stream field testi, da? Bun. Adevărat, adevărat. Next și mie, Next și mie poate îmi trimite câștigătorul regulile. E ok și așa. Bun, ne auzim. Vă doresc o seară frumoasă, un început de săptămână, de început de weekend cât mai frumos. Deja nu mai sunt conștient de ceea ce vă spun. Și uite, puteți merge la domnul Panciu pe live, că e acolo domnul Panciu. E acolo, e live, mi se pare a început live-ul, adică începe la 19:45. Vă mai las încă o dată link-ul aici și ne vedem, bună Cosmin, ne vedem mâine pe live la ora 11:45 cu turneul, da? Militar nu mai spăma. Bun, ne auzim și toate cele bune, aveți grijă de voi și fiți cu minți. Ciao, ciao. Open GG Drop. Many cases at different prices. Make your choice. Upgrade your drop. Take your bonus you see on the screen and get the best for less. Fair odds for everyone. Open cases on GG Drop. Use the code